Bună seara, bun găsit la Nașu TV, sunt Radu Moraru, tot pe calea victoriei și aici vrem să rămânem mult timp, suntem în direct și avem mai multe subiecte în această seară. Vom avea la un dat o intervenție cu Senatul României pentru că e tăcere. Deci dacă această comisie senatorială, brusc, a făcut o dita mai comisie de investigație, să vedem dacă terenul luat de fata lui Băsescu este sau nu este în regulă operațiunea și așa mai departe, pe cea mai trădătoare lege a dată vreodată de clasa politică de când există acest neam, încă nu s-a întocmit nicio comisie specială. Eu, de exemplu, acuz de înaltă trădare parlamentare ai României, inclusiv deputați, deci și senatori, pentru faptul că vor să treacă în mod tacit prin Senat în următoarele 3 zile cea mai trădătoare lege din istoria României, legea exproprierilor extinsă la nebunie. Legea care practic pune în pericol orice proprietate a oricărui român odată cu intrarea în vigoare a acestei legi. Senatul nu e cameră decizională, dar așa cum vă spuneam, de Crăciun sau între Crăciun și Revelion, deputații cu siguranță vor aproba tacit această lege. Repet, este cel mai mare act de trădare al clasei politice din existența acestui neam. Și nu vedeți că nu vorbește nimeni, presa nu vorbește, politicienii nu au curaj să ia în discuție această temă, nici cei de la opoziție, dar rămite cei de la putere. Toți ne aruncă praf în ochi, vor să ne manipuleze, să fim proști, vezi, Doamne, se bat cu toții cine are dreptate în legătură cu ferma lui Băsescu. Păi, fraților, nu e vorba de 300 de hectare cât a luat fata lui Băsescu și dacă a luat, se investigheze toate organele, nici de cum Parlamentul. Problema e că vorbim de toate hectarele României. Așadar, vom avea această intervenție, vă spuneam, cea mai trădătoare lege din istoria acestui neam. N-am întâlnit ceva prin care să poți să dai aproape gratis suprafața unei țări întregi. Am vorbit cu parlamentari în mai multe țări, nu există așa ceva. Nici în Africa nu există o asemenea lege. De asemenea, avem un moment interesant. Dacă vă aduceți aminte, meciul Grecia-România a fost prefațat de clasa politică. Înainte de meci, atunci când milioane de români așteptau meciul, ni s-a băgat pe gât un Dragnea, un nu știu care și, bineînțeles, un Victor Ponta. Pentru că a avut îndrăzneala să scrie despre acest fapt nemai întâlnit, și anume să-ți faci campanie în preajma unui asemenea meci de o importanță atât de mare, Cătălin Tolontan a fost pus la zid de RTV. RTV cine? Televiziunea lui Ghiță. Care Ghiță? Cum care? PSD, SRI, Ponta, ce discutăm aici? Deci nici măcar nu mai ai voie să scrii despre faptele care se întâmplă, dar rămite să mai faci o analiză, că te bagă ăștia în pușcărie, mâine, poi mâine, vezi, Doamne, cei care au curaj să deschidă gura vor fi băgați în pușcărie pentru, nu știu, trădare națională. Discutăm și despre acest subiect. Avem de asemenea o prezență interesantă în politică, să vedem o mutare a Partidului Mișcarea Populară, dar avem și puțini investitori români care reușesc să supraviețuiască chiar cu bine. Spune întrebarea dacă chiar mai există asemenea români. Există, fiindcă iau contracte cu străinătatea, fiindcă în România de cele mai multe ori nu ești băgat în seamă. Dar dacă vreți, starul acestei emisiuni în această seară este un om obișnuit. Poate că până ieri alaltă n-am fi știut multe despre el. Eu mărturisesc că e prima oară că aud de el în această perioadă. N-am știut că există la Moșna o familie acolo care își duce existența, își face treaba, datoria față de țară, plătește și taxe. O familie care, repet, are și 5 copii, deci ce poți să dai mai mult statului și țării și viitorului decât tot ce face familia Schuster la Moșna? În plus, iată că această familie a reușit, mobilizând alți români, să înfrunte o dita-i corporația românească, prospecțiune sa, care pasămite, așa le-a venit lor, au inundat pur și simplu localitățile din jurul Moșna, inclusiv Moșna, cu cabluri, cu artificii, cu dinamită, cu tot ce trebuie, ca să vezi, Doamne, să găsească gazul atât de prețios pentru România. Invitat special, așadar, Vili Schuster, locuitor al Moșnei, județul Sibiu. Bună seara!
Bună seara, și mă bucur să vă cunosc. Invitație și mie. Este un costum Săsesc. Fort popular Săsesc. Alături de noi se află domnul George Crăsănoiu, fost artificier, scrie aici, la prospecțiunea sa, deținătorul unei companii care se pricepe la căutarea de zăcăminte. Bună seara! Bună seara, telespectatori! Și tot alături de noi, domnul Hans Hedrich, vicepreședinte Neuerweg. Bună seara! Neuerweg ne-a ținut la curent cu ce se întâmplă acolo și unul din titlurile de ultime zile, din ultimele zile este Victorie la Moșna. Protestatarii înving 10 prospecțiuni SA. Bună seara! Vedem cât ține această victorie. Bun, domnul Schuster, ați reușit să atrageți în acest weekend mai mulți români, au fost alături de dumneavoastră ca să vă viziteze, să vă cunoască, să vadă ce faceți acolo și să vadă și ce fac cei de la prospecțiuni. Chiar reporterul nostru a fost bine busculat de către cei de la prospecțiuni, dar era pregătit, din moment ce și dumneavoastră ați fost agresat. Ce s-a întâmplat în acest weekend? În primul rând, permiteți-mi să vă predau din partea soției mele. Ultima dată ați lăudat așa de mult produsele, brânzeturile noastre și soția au auzit în direct. Și vă trimis un cașcaval maturat. Mulțumim frumos! Meșener Mucli se cheamă. Din lapte de vacă integral, provenit din agricultura ecologică, grăsime 48%. Certificată de SECE Ecoinspect, deci un cașcaval acreditat, da? Produs al gospodăriei ecologice Lavinia și Vili Schuster. Moșna, Sibiu. Mulțumim! O să mărturisesc că și nouă ne place cașcavalul. Da. Diferența e că politicienilor le place cașcavalul numit România. Nouă ne place cașcavalul ecologic. Iată, aceasta este broșura familiei. Domnul Schuster a și spus, domnule, noi nu suntem fermieri, nu avem ferme. Suntem o gospodărie care produce brânzeturi, deja spun eu, cunoscute în întreaga Românie, cu atât mai mult cu cât brânzeturile erau cunoscute, mai ales de către turiștii străini. Probabil că dacă n-ar fi fost Revoluția de la Moșna, n-am fi aflat de produsele dumneavoastră. Mulțumim frumos! Bun, ce s-a întâmplat în acest weekend? Să se fi dat bătuți cei de la prospecțiuni? Nu s-au dat bătuți, i-am bătut noi. Cum? Ca să nu se înțeleagă că le-ați dat o botă peste spate. Nu așa fizic, ci cu ajutorul lui Dumnezeu. Totdeauna am spus, acum ultimele câteva zile, de chiar câteva săptămâni, la noi în casă este celulă de criză. Pe mese, plin de laptopuri, oameni vin și merg, prietenii vin și ne ajută, fiindcă știți faza aceea cu când ne-au asediat, ne-au înconjurat casa și atunci am fost foarte speriați, foarte îngrijorați pentru integritatea noastră și am dat un apel, am sunat prietenii ca să vină să ni se alăture, că eram înconjurați. Și atunci suntem mulți acolo și eu zic aici headquarters, adică, cum se zice headquarters? Sediu central. Sediu central al rezistenței și eu totdeauna zic, sediu central este sus. Și pot să vă mărturisesc că, într-adevăr, nu poate fi la voia întâmplării felul în care această firmă ne-a servit pe tavă fiecare dată așa de minunat lucruri care niciodată nu m-aș fi așteptat. Chiar am zis prietenilor, și a fost un jurnalist de la The Ecologist, da? Un jurnalist englez, și am zis, crede-mă că mă îngrijoresc că prietenii cred că cumva am regizat eu sau cineva din spate regizează. Cum în ziua când noi ne-am organizat această mare adunare de la Alma Vii ca să sprijinim și pe prietenii de acolo, pe cei care s-au indignat, pe țăranii care au ridicat și au îndepărtat cablurile de pe trenuri și așa mai departe. În ziua aceea când vin sute de prieteni din toată țara, din toate zonele, din Iași, din București, din Constanța, din Arad, din Deva, să vii tu, firmă de prospecțiuni, să intri cu un autobuz plin de lucrători, dimineața de vreme, sâmbătă dimineața de vreme. Să monteze cabluri. Nu știu de ce au venit. Sau să detoneze bombele, că încă bombele sunt nedetonate acolo, în terenul ăla de alături de mine. Iar pe terenul meu a parcat jeep-ul și lângă el autobuzul și când am fugit după ei, dimineața de vreme. Și erau acolo zeci de oameni la mine pe loc. Și jeep-ul.
Păi cum poți? Numai că e servită pe tavă treaba asta. Sau au vrut să ne provoace, au vrut să ne arete că nu se tem, că țara asta e a lor, că ne hâșie. Sau nu, nu îmi dau seama ce e. No, o prostie multă și doi, mai e ceva. E o aroganță pentru că statul își trimite acești oameni spunându-le țăranilor, dom'le, subsolul e al statului. Vezi, Doamne, dacă subsolul e al statului, și așa și e prin lege, ei au dreptul să-ți încalce proprietatea, să-ți detoneze proprietatea, să o găurească, să întindă cabluri, doar că ei uită ceva. Că statul suntem noi toți. Exact. Nu e doar partea politică și cu partea asta de companii ale lor. Sau mafia politică. Hai să vedem, Norveg, e o victorie la Moșna, dar e o victorie pe termen lung? Da, e legitimă întrebarea asta. Eu am impresia că e o victorie de moment, foarte importantă și din punct de vedere simbolic, dar cred că retragerea firmei Prospecțiune ZA, în măsura în care ea se întâmplă, e doar una strategică de moment, să se mai liniștească apele puțin și eu mă tem că ei vor reveni. Cam așa văd situația, dar totuși ne bucurăm că am obținut ceva. Deci efectiv a fost o victorie și psihologică, s-a simțit asta. Mulți localnici și mulți participanți la proteste și-au depășit frica și au ieșit în grup așa să strângă acele cabluri. Am înțeles că s-au strâns sute de metri de cabluri. Da, de... da, da. Și, atenție, de pe pământurile proprietarilor. Nu, nu pluteau în aer cabluri. Da. Cred că ar trebui menționat asta în mod explicit. Firma Prospecțiune a întinde cabluri pentru a măsura ecoul unor detonații și unor microseisme create de ei, pentru a vedea ce zăcăminte sunt în subteran. Ei, aceste cabluri sunt întinse pe terenul unor proprietari privați de pământ, fără să se fi cerut acordul acestora în prealabil. Și din asta rezultă și toată ilegalitatea acțiunilor. Și ei fac asta în mod sistematic. Și au și admis motivul pentru care o fac, fiind vorba de parcele foarte multe și relativ mici, un 5-6 mii de proprietari de terenuri în acest perimetru, faptic nu au posibilitatea să facă acele contracte în prealabil și să facă rost de acordul oamenilor. Și atunci ei pur și simplu merg ca o armată așa de ocupație pe terenul respectiv, instalează acele cabluri și dacă proprietarul se sesizează sau se indignează, atunci eventual negociază o despăgubire. Dacă nu, la revedere și au dispărut. Ei cum justifică? Caută zăcăminte? Știu că sunt zăcăminte acolo? Cum justifică aceste? Ei zic că lucrează pentru stat. Că ei sunt din partea statului, că lucrează pentru Romgaz. Ei sunt o companie privată, nu cum să fie din partea statului. Ei sunt o companie privată care prestează servicii pentru un angajator, care poate fi statul. Dar așa zic ei la țărani, la local, nici acolo. Că sunt din partea statului, că au toate aprobările și lucrează pentru Romgaz și ne trebuie gaze, cum, domne? Și acolo la noi oamenii sunt obișnuiți cu sonde de peste 100 de ani. Acolo se exploatează gazul metan, dar sigur cu metode mult mai simple. Se făceau gaură, nu știu cum, și era o sondă îngrădită așa într-o parcelă mică. Aș dori eu să completez. Într-adevăr, firma Prospecțiune ZA se prezintă ca și cum ar fi o instituție de stat. Am aici documentul în fața mea. Și cu acest document în care ei afirmă că suntem o instituție, singura instituție care se ocupă de prospecțiuni geologice, acționând sub tutela Ministerului Economiei, ei merg frumos la primării și le arată acest document și oamenii cumva se sperie. Doamne, ăștia chiar reprezintă statul, dar e o companie privată. Știu, dar eu vă spun ceva. Noi am prins pe ei la Putna. Da? În sensul că am fost singura instituție de presă care a reușit să facă rost de film și să-l prezinte pe post, da? Ne-a luat vreo două săptămâni să putem intra în posesia acestui film, pentru că filmul a fost ascuns, fiindcă ei s-au retras de acolo, dar au intrat pe proprietatea mănăstirii Putna și au încercat să facă același lucru ca la Moșna. Căutând gaz. Și eu i-am întrebat, zic, fraților, dar de ce nu căutați gaz la Zidul Plângerii? Că și acolo poate să fie. De ce nu căutați la Meca? Mai ales când se strâng acolo 1 milion de oameni. De ce nu căutați la Stonehenge? La Fatima? Pentru că mie mi se pare tupeul la care s-a ajuns
da? Să intri pe proprietățile, iată, a mănăstirii, erau la câteva sute de metri de mormântul lui Ștefan cel Mare. Da? Ce vrem mai mult? Acum ce facem? Îl aruncăm în aer și pe Ștefan cel Mare? Mutăm oasele? Mutăm vii? Mutăm morții? Nu? De ce nu au curaj aceeași firmă să meargă, repet, să facă întâi să ne arate că sunt în stare să facă prospecțiuni, să dinamiteze Zidul Plângerii, Mecca, Stonehenge? Și atunci spune, domnule, ok, s-a întors lumea cu fundul în sus, puteți să săpați, încercați direct în mormântul lui Ștefan cel Mare. Nu vă mai duceți la 500 de metri. Bun, avem aici un specialist în ce înseamnă, de fapt, aceste operațiuni. Ce vor să facă cei Hai de la prospecțiuni? Haideți să vă explic eu ce lucrări de proastă calitate fac. Deci, e o prospectare seismică, fapt care ar da posibilitatea obținerii unor rezultate, unei informații foarte bune în urma acestor lucrări. Dar lucrările pe care le execută aceste echipe de achiziție date seismice sunt atât de proaste încât informația obținută nu arată, deci nu garantează, nu va fi relevantă. Nu e relevantă. Deci nu garantează investiția pe care o fac Petromu și Romgaz. Dar de ce? De ce credeți că fac lucrări proaste? Pe ce vă bazați? Cunoscând, lucrez, deci am uitat la prospecțiuni din 87 până 2005. Am văzut și înainte de 89 cum se lucra. Și după, înainte de 89, rezultatele erau mai bune, se făceau găuri de sondă la adâncime, mai mare, se băga mai multă dinamită. Explozia avea ruperea, forța exploziei era atât de mare încât creia unde se izmice mult mai multe. Se propagau la adâncime mult mai mare, până la 10.000 de metri și reveneau la suprafață pe care aparatura o registrau și o trimiteau la altă stație la stația de înregistrare, după cu toate cablele telemetrice, toate geofondurile. Dar după 89, dar să vă spun cum intrau înainte de 89 pe pământuri. Deci pământurile, CAP-uri, toate alea. Deci ca să ajungă la locație, deci fiecare să ajungă la o locație, să întreceau, pur și simplu să întreceau care să ajungă mai repede la locația unde trebuia să facă sonda. Era un concurs, treceau cu șanidatele, prin grâu, culturi de grâu, porumb, distrugeau totul. Deci totul distrugeau. Așa cum erau învățați înainte, așa au continuat și după 90. Dar după 90, ce s-a întâmplat? Nu mai puteau să intre cu utilajele. Și au început să lucreze cu alt, să facă găuri de sondă la adâncime mai mică. Între 2 și 10 metri. Deci atunci se făceau la 30 de metri. Cantitatea de dinamită acum se reduce. Lucrând prost, erau, se făceau multe sonde pe locație, găuri de sondă pe locație. Deci se pornise atunci cu 5, mi-amintesc, după 90, 15 găuri de sondă pe locație. Vă dați seama, se făceau locațiile din 50 în 50 de metri. Distanța între fiecare sondă trebuia să fie de 3 metri. Deci aproape că, deci tot... Ciureau pământul. Pur și simplu ciureau pământul. Dar se făceau atât de multe sonde, găuri de sonde, s-o folosește sonde de aia, gaură de sondă, asta. Deci s-o foloseau atât de multe, deci un număr mare de găuri de sondă, din cauza că se lucrea atât de prost, se făceau atât de multe greșeli la operația de foraj și la operația de buraj, în care pot să spun că, deci, ea își spune pecetea calității asupra acestei lucrări de prospectare. Nu s-a făcut bine această lucrare de buraj, operația de buraj, e tot efortul depus de celelalte brigăzi, de muncitori celelalte brigăzi, degeaba. Investiția e degeaba. Ca să vă dați seama, investiția degeaba, nu mai e ca înainte de 89, făcea la adâncime, gata. Ei se minau când aruncau din... Se filma când a aruncat din sondă, în urma explozii, s-a aruncat un jet de la 50 de metri, da. Nu. De ce jet? De...
De pământ, de forța explozie a aruncat pământul. Ricoșa. Apă, de ce, ce era de adânc de acolo, de la talpasonul, din ruperea aia. Știu, dar astăzi, de exemplu, poți să faci treaba asta pe pământul unui om, fără măcar să ai un acord de la el? Da, nu se poate face, nu. Ei sunt mari și tari, învățați ca înainte ce. Intră, deci, fără acord, intră pe terenul. Dar să vă spun de ce, să vă spun de ce fac atelul. La Sighișoara, deci în zona, la Bojna, acolo. Deci este a fost formație de vreo 20 de ani acolo. Formația la Sighișoara. Deci a prospectat zona aceea de nu știu câte ori, și la Bojna, peste tot, Copșa Mică. Deci toată zona aia e prospectată în plin. Dar lucrând de mântuială, deci lucrând de mântuială, făcând o prospectare cum ar trece gâsca prin apă. Deci așa fac și acum. Dar înainte, deci înainte de 89, sondele erau, găurile de sonde se făceau la adâncime, se dădea informații, se mai obținea informații. Dar acum, după 89, nu mai. Deci dacă n-ai făcut, dacă sonda nu rămâne intactă după producerea exploziei, toată forța exploziei se duce în vânt și odată cu ea investiția. Când eu vreau să spuneți că așa cum ați văzut că fac lucrările, suntem mântuială. Da, eu vă mai supun atenție o ipoteză. Dacă ei de fapt știu bine ce se găsește acolo și fac lucrurile astea numai ca să deconteze niște bani. Da, le ia bani, bine ce le-am văzut. Deci acum ei știu. Înainte de 89, deci m-au încă acta unde sunt zăcămintele și astea. Dar eu nu mai prospectează acestea, nu. Până eu vă întreb deci ceva. Dacă, să zicem, sub Moșna se află zăcăminte de gaz, ce o să facă? O să-i mute pe toți oamenii de acolo ca să scoate ei gaz? A, nu. Ei încearcă să ne alunge acum, dar, domnul Moran. Cum? Ei încearcă să ne alunge pur și simplu prin cotropire. Dacă ați fi văzut, începând din primăvara acestui an, acum mai nou, fiică mea fiind studentă în Viena, pe vremea aia era încă în clasa 12 la Mediaș și o duceam cu mașina în fiecare dimineață împreună cu ceilalți copii. Și am zis, Sharon, repede scoate telefonul, că tu ai telefonul mai bun, fă o poză, că uite acolo. Era o escadrilă întreagă de tractoare din alea cu sfreder în spate la podul Nemșii între Mojna și Mediaș. Și Sharon, somnoroasă, nu știu ce, până și-o scos telefonul, am crezut că nu reușit să facă poză. Și acum, alaltăieri, o scos poza și o pus sus, o spus, prima poză făcută de rezistența din Moșna. Fiindcă de atunci încoace ne-au invadat cu utilaje, cu jeepuri, cu zeci și sute de oameni îmbrăcați în veste de alea. Și plus ISP-ul, organizația asta paramilitară, care se comportă absolut ca niște comandouri de cum să zice, speriere, să te sperie, să te izgonească de acolo, din satul tău. Și de atunci, într-una și într-una, vin, pleacă. Când nu te aștepți, dimineața de vreme, v-am spus. Și ei vor o țară goală. Ei vor ca noi să plecăm. Că numai într-o țară goală ar putea să facă lucrul ăsta legal. Dar asta este o altă discuție. Că nu se poate face legal treaba asta. Într-o țară unde locuiesc oameni. Vor să ne golească țara și așa suntem în plus. Și așa ne tratează ca pe niște gândaci să ne calce în picioare și să ne cotropească. Dar eu nu plec de acolo. Eu am hotărât să mă mut înapoi din Germania, să trăiesc în Mojna, în țara unde au trăit strămoșii mei de 8-900 de ani, unde au construit cetăți medievale. La mine în sat, biserica fortificată are părți, primele părți, bazilica cea mai veche din secolul al XIII-lea, domnul Moraru. Și încă stau în picioare zidurile acelea. Deci peste 700 de ani au acele ziduri care au, dacă ar putea să vorbească, cât pot să povestească acele ziduri. Iar oamenii ăștia vin, cotropesc și bombardează acolo lângă acele ziduri medievale, monumente atât de scumpe, istorice, multe dintre ele chiar patrimoniu UNESCO. Oare s-ar putea întâmpla lucrul ăsta în Germania? Că bănuiesc că și Germania o avea ceva în pământ, nu or fi chiar săraci așa, gaze n-au, dar or avea ceva în pământ. Bun, probabil că mă aștepta să spun că categoric nu se poate întâmpla așa ceva în Germania. Și probabil că șansele sunt destul de reduse să existe asemenea abuzuri. Sau oriunde, numai în Germania. Banda rulantă. Da.
Totuși, în Germania și acolo există un fel de lobby pentru producerea gazelor de șist, că până la urmă tot acolo la acest cuvânt ajungem. Există idei de a scoate gaze de șist sub lacul Constanța, Bodensee în germană, sau în zona Hamburgului, care sunt zone cu multă apă în jur. Și deci se pare că și acolo e un grad destul de mare de inconștiență. Bine, încă nu s-a pus în practică ce se dorește acolo, dar să privim în Statele Unite, unde credem că e țara unde s-a născut democrația și unde legea e lege. Ei, în privința gazelor de șist, acolo e junglă, vestul sălbatic. Da, știu, dar să știți că 18 state, chiar 20, și-au interzis deja exploatarea. În America. În urma experiențelor negative. Și pe care în următorii 10 ani de zile nu se va mai exploata niciun centimetru cub de gaz, niciun milimetru cub de gaz de șist, pentru că vor fi interzise. Deci asta o știu sigur din surse foarte tari din Statele Unite. Deci în maxim 10 ani, gata cu gazele de șist în Statele Unite. Și atunci e firesc să ne întrebăm, dumne, dacă Statele Unite, care au rezerve uriașe de gaze de șist, opresc. Da? E o întrebare. De ce? Din experiențele negative pe care le-au avut. Efectiv, arde apa la robinet. Cunoaștem scenele astea deja simbolice. Și cu multe alte lucruri așa, să știți. Eu am fost acum câțiva ani în America într-o călătorie de schimb de experiență cu țăranii bio de acolo și în timp de 3 săptămâni vă promit solemn că n-am văzut un om fumând în America. Și țigări, American Tobacco, peste tot, țigările provin din America. Și multe alte chestii, tehnică medicală și alte chestii care astăzi acolo și de mult sunt interzise și în multe alte țări dezvoltate și așa sunt interzise, dar le exportă altor țări. Așa că nu este un lucru de mirare că ei o interzic și o exportă altora. Ce să faceți când vine primul ministru sau vine Liviu Dragnea care spune 200 de pungeșteni se opun dezvoltării României? Da? Cine sunt ăia de la Pungești? Așa o să vă adauge pe listă și pe dumneavoastră. Cine este Willy Schuster de la Moștena să se opună bunăstării României? Veți fi pus la zid. Suntem acuzați de la bun început. De când am început să adun din asta primăvară cablurile, deja am primit comentarii de felul ăsta. Direct și pe internet și așa mai departe. Și dacă România și românii s-ar îmbogăți prin descoperirile de gaze de acolo, de la dumneavoastră. Nu, cel mult se îmbogățesc pe termen scurt, un an, doi, dar nu se îmbogățesc nici atunci că iau ăștia banii. Iau politicienii nu tot. Se îmbogățesc. Și pe termen mediu și lung, dar din păcate, vă rog foarte frumos, înțelegeți-mă, trebuie să ne schimbăm mentalitatea și să ne gândim pe termen mediu și lung. Țara asta are, ca și la Roșia Montană, noi stăm acolo pe aur în sens figurativ. Adică putem să valorificăm resursele naturii, resursele culturale, patrimoniale, multiculturalismul. Dacă ne-ați fi văzut în Alma, unii în port românesc, unii în port săsesc ca mine, alții unguri, de toate națiile, romi acolo. Și toți ne îmbrățișam și am cântat împreună frumos. Și asta este aurul care noi trebuie să-l valorificăm, să-l punem în valoare în toată țara aceasta. Asta este, putem dezvolta cultura, turismul, dezvoltarea sustenabilă a gospodăriilor. Eu, ca țăran, bat pe gospodăria țărănească și aș dori ca toți să facă downshifting. Dar cine spune un specialist? Că dumneavoastră v-ați ocupat și vă ocupați de căutarea de resurse de gaz. Uite, să zicem că sub casa domnului Schuster se află o resursă de gaz uriașă, da? Ce facem? Îi mutăm familia? Lucrează, mutăm satul? La cum lucrează această firmă de prospectare? Deci mai toate echipele de prospectare. Procentul sondelor bune. Găurilor de sonde bune. Intacte. Deci, o gaură de sondă intactă arată cum ar fi înainte, deci după explozie, așa trebuie să arate, cum ar fi când m-am dus să fac sonda. Gaura de sondă. Deci așa trebuie să arate. Deci dacă nu arată așa, înseamnă că s-a făcut greșeli. Deci, adică de ce s-ar putea să mutăm Moșna degeaba, să distrugem viețile oamenilor și culmea rezultatul să fie că nu se găsește sau nu se poate extrage gaz de acolo. Dar zăcământese de gaze naturale, nu avem treabă să apelăm la așa ceva, la gaz de șist.
Dar din cauza lucrurilor proaste pe care le fac, nu mai dau de așa ceva. De gaze naturale. Am înțeles. Deci, cum am... Stați un pic, dacă e o tehnică, zice, dom'le, n-am găsit gaze, uite, am căutat gaze clasice, nu sunt. În schimb, am găsit gaze de șist cât cuprinde. Dacă e cu procentul de unde de sonde bune, vorbeam, deci înainte de 2005, deci vorbeam cu vicepreședinte, domnul Mihai Mitroi. Deci vorbeam și, domnule, uite atât, sunt găuri de sonde goale. Deci așa ceva nu se obține nicio informație. Deci mii de găuri de sonde goale. Deci pe profile acestea, deci dacă merg la Mojna, deci am fost la Mojna și din 6 locații de sonde făcute la 6 metri, cred, adâncimea, deci 4 am găsit rele goale și 2 bune. Trebuie să specificăm, Nea George, aici, că sondele astea nu sunt sonde nici de explorare, nici de exploatare, niște găuri făcute cu sfrederul de mână de către bieții ăia muncitori sau cu tractorașul, niște găuri făcute, cum le vedeți în imagini, în care ei bagă bomba pe care eu am avut-o în mână ca țăran cu căruța cu gunoiul și bagă bomba aia de la Maxam Deutschland GmbH, bomba se cheamă Rioesis Plus. Dovadă, o repet mereu, că știu că... Ați avut o mână. Așa, că am avut o mână și ei mint. Deși nu trebuia să puteți avea acces la ea, că dacă asta e problema, copil. Trebuie condamnați, trebuie trans la răspundere cei responsabili. Deci sondă nu este sondă de exploatare, ci o gaură asta, pentru băgatul bombei. Care și asta acesta m-a indignat și am mers la Mojna să văd ce se întâmplă. Deci, să constat ce vreau să sondă, știți, da. Și nici când am zis, uite ce se întâmplă. Și am mers la Mojna. Ce greșeli s-au făcut? Era mașina pușcă acolo. Deci erau artificieri. Ei greșiseră. Directorul inginer George Deanu, păi trebuia să-i mulțumească domnului Willy Schuster. Că i-a arătat, dacă el nu știa ce se întâmplă, marile nereguli. Să încalcă reguli de folosire, de manipularea explozivului. În loc de asta mi-a deci spus că mă împușcă pe mine în cap. Cine de 2-3 ori mi-a spus în hotelul central. Asta, de anul. Față de toți muncitorii lui. Colegii, dar nu trebuiau să vină și de la prospecțiuni la noi? A răspunsul lor e că n-au mai venit la Nașul TV, că încă n-au evaluat situația. Ok. Da, păi să o evalueze. Bun, eu vă spun că iată, prospecțiune s-a... Am fugit, cred că am fugit, sunt pe fugă. În parte aceste caiete, probabil elevilor sau cuiva, nu știu cui, în zona noastră, investește în oameni. E senzațional. Deci, sloganul lor e investește în oameni, împreună pentru o viață mai bună. Și aș întreba, ce viață mai bună le oferiți celor din Mojna? Sau ce viață mai bună poți să ai atunci când peste noapte ți intră niște cabluri în casă, pe lângă casă, pe proprietate. Acest program, Investește în Oameni, este un program operațional sectorial dezvoltarea resurselor umane și a fost semnat un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional sectorial. În noiembrie 2010 a fost semnat contractul dintre prospecțiune SA și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Direcția Generală, deci pe vremea PDL. Iar titlul sub care au câștigat cei 200.000 de euro este Conștientizare, Sănătate și Securitate pentru angajații noștri. Ok, dar conștientizare, sănătate și securitate pentru acest popor, în ce program nici operațional sectorial ar trebui să... Dar nici angajații, domnule, știți care ghinionul? Deci erau vreo 6 sau 8 muncitori acolo la marginea aia, la alta grămezii de dinamită și eu din coace cu căruța. Ce securitate și Doamne ferește, se putea întâmpla o tragedie. Nu le dați seama dinamită dintre cele mai periculoase. Știți ce se întâmplă? Știți care e drama moșnenilor? Că trebuiau și ei să aplice la fonduri europene ca să facă și ei un program de securitate pentru cetățenii noștri. Dar ei nu fac parte din familia incredibil asta, protecția familiei de infractori care sunt ăștia. Ce greșeli au mai făcut? Deci la locațiile acestea am fost la câteva locații pe care le-au lăsat încărcate, deci cu dinamită, deci preîncărcate, cum ar veni. Deci trebuie să asigure paza. Deci până la explozia lor, trebuie asigurată paza. Și cum au lăsat-o cu fitilul afară, așa? Deci au lăsat, bine, au camuflat cu pământ. Se joacă copiii cu fitilul. Se joacă copiii, deci, se joacă, deci au găsit copiii. Pericul de explozie, deci
pot muri persoane. Copiii mei cu copiii de țigănuși de pe stradă, dar cu multe zile înainte de a veni protestatarii la mine, se jucau cu fitil din ăla și am avut un domn din Mediaș. La mine avea un iPhone din ăla și eu citit cu scanul, era un pătrat din ăla cu multe picățele negre, ca și un cod de bare, știți? Care se poate citi. Și eu rezultat așa o cifră lungă, un număr lung din multe cifre. Și ăla este fitilul, detonatorul electric al... Da. Și copiii se joacă așa, le adună de pe câmpuri, nimeni nu le păzește, bombele sunt acolo lăsate, abandonate, nedetonate. Nu știu la ce să ne mai așteptăm copiilor. Copiii nu sunt conștienți, dar noi, părinții, să vedeți câte mămici acum sunt speriate în moșna. Uite, eu cer public acum, copiilor lor. Cer public, ne teme mult de integritatea copiilor. Cer public celor de la Pozdru sau cine să știa, da, programul Pozdru, trebuie să verificați în ce măsură cei 200.000 de euro bani europeni s-au cheltuit cu adevărat, pentru că deocamdată din ce rezultă la Moșna, nu e vorba de nicio conștientizare, nicio sănătate, dar rămite securitate pentru angajații prospecțiuni SA. Plus că iau securitate la compania de securitate, probabil, aia, la cum îi cheamă, și ISP sau cum îi cheamă. ISP. Da. Dar dacă ea e... Dar ei păzesc cablurile, am întrebat. Ei au numai în subordine să păzească cablurile, nu și bombele. Am întrebat de două ori. Și sănătate, știți care este? Că detonează la 3 metri și noi avem pânza freatică, nu-i ca în regat. Aproape că ți întinzi mâna în fântână și atingi apa. Este foarte sus pânza freatică. Și așa o bem, că așa ne-am învățat cu ea, am dezvoltat o simbioză cu microbiologia de acolo și e ok. Dar... s-o schimbat gustul, nu mai poți să bea în Alma Vie, de exemplu, mi s-a plâns mămici, nu mai poți să bea apa, nu mai e bună apa de când au bombardat ăștia. Nu mai are e ce posibil. Apă să le dea s-a la copilaș. Mărturie proaspătă acum de două zile. Bun, colegii, asta e sănătatea pe care o promovează, poftim. Da. Luăm o scurtă pauză să ni se alăture și Robert să ne povestească ce i s-a întâmplat acolo la Moșna. A fost la un moment dat agresat. Și ghinionul celor care l-au agresat e că Robert nu prea se teme, e reporter de la adevărat. E călit. Da, e călit. Publicitate, ne întoarcem în direct. Am revenit, suntem în direct. Bună seara, Robert. Bună seara. Cum a fost la Moșna? A fost la Moșna? A fost o experiență foarte plăcută, alături de familia Schuster. Niște oameni deosebiți, într-adevăr. Numai că n-a fost totul așa cum speram. Am fost agresat atât verbal, dar fizic dar mai cum puțin. A fost întâlnirea cu angajații de la prospecțiune SA? Greșeala a fost a mea, din acest punct de vedere, aceia nu erau, vreau să mă corectez, și aceia nu erau niște angajați ai prospecțiune SA. Dânsul care a sărit la mine să mă bată, vrând să mă bată, este un om foarte influent în Alma Vie, am înțeles că are o fermă foarte mare. Nicușor Iordan, am impresia că îl cheamă. Mergeam pe stradă, mă duceam spre magazinul Nicușor din Istrate, da, Istrate, 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 nici da. Nici mic. Mergeam spre magazin, camera într-o geantă și mi-a zis ce cauți în Moșna. M-am prezentat, i-am zis Robert Frunzescu de la Nașul TV, l-am întrebat dacă s-a întâmplat ceva și că ce cauți aici, că pleacă din că să pleci din Moșna. Ulterior, i-am zis, nu văd care este problema, m-a jignit, m-a jurat în toate felurile și am zis, nu văd care este problema, v-am vorbit foarte frumos, se poate vedea și pe filmarea care am postat-o pe internet. Și s-a repezit la mine că poate vrei să vin să te bat și i-am zis atunci, haide vino. Și am scos aparatul să filmez și de acolo filmarea care... Hai să vedem, colegiu, aveți? Hai să vedem câteva secunde. Ăsta cine e? Un fel de Zorro din... E omul primarului din... Deci lucrează mână pe mână, mână cu primarul din Moșna. Dar ferma lui funcționează pe gaz? Dar ferma lui nu e ferma lui, ci i-a dat-o primarul. El este din Șmig, Șmigul o pustit deja complet, este cioban. Cel mai mare cioban din, de pe Târnava Mare și aici au primit pe tavă de la primarul din Moșna câteva sute de hectare, nu știu cât, și livada toată din Alma
odată știu, dar aia cu gazul lui. Mai funcționează. Dacă începe și acum merge la localnic în armă și zice, dar eu le-am dat voie, oameni buni. El foarte influent, fiind mare angajator acolo, uh-huh. Eu le-am dat voie să treacă pe terenul meu. Voi de, păi voi, tu n-ai pământ aici, bun. Eu zic localnic, tu ce pământ ai aici? Pământul ăla tu l-ai primit așa, moca, sigur că îi lași, că ție nu-ți pasă de glia strămoșească, dar eu și ceilalți țărani localnici avem puțin pământ. Ni l-am primit, ni l-am dobândit în mod cinstit, nu ca tine. Și atunci noi nu-i lăsăm. Noi vrem să ne protejăm pământul și grădinile și casele în care vrem să trăiască și să, colegii, să fie fericiți și copiii și nepoții noștri. Hai să vedem secvențele, după care vreau să-l invitați pe acest cioban să vină la Nașul TV. Am mai avut ciobani, deci ne-am descurcat. Da, cioban patron deja, gata. Cioban și cioban patron am avut. Pe picior mare. Da. Hai să vedem imagine și apoi ne întoarcem. Nu uitați, chemați-l când are drum prin București, poate să vină și cu oile, dacă e... Cred că îi dă voie legea transhumanței. Hai să vedem secvențele. De ce înjuri? De ce înjuri? Hai, băi, plecați! Cum? Plecați! Pare rău care a rămas șoferul pe teren acolo la Viri Șuster. Șoferul acela care a intrat acolo va fi dat afară, șoferul ăla. Șoferul ăla va fi dat afară că... Da, păi dânsul este. Care? N-avea voie să intre. Ce căutași acolo? Păi mai era un autocar plin. Ce căutași tu? Ce căutați? Nu stați puțin. Jos și ăla pe acolo. Mai este un autocar. Proprietatea domnului de aici. Uite că e plin de oameni. Vedeți? Ce? Uitați, avem înțelegeri cu toți cetățenii. Uitați-vă din zonă. Toți, am făcut dosarul special. Înțelegeri cu toți cetățenii. Toți cetățenii din zona aceasta. Toți. Ia uitați. Un dosar complet cu toate despăgubirile. Can you tell me how much? Ai proprietarul să vie? How much did you pay to let people come onto the land? Cât ați plătit ca să lăsați, ca să vă lase oamenii să... 150 de milioane am dat la Pinciu. La domnul Pinciu, da? La domnul Pinciu de aici? Da, care are și pe aici, are peste tot dealurile astea, până dincolo, la Alma Via. Și așteptăm să vie proprietarul să vă... Dovadă că pe gândirea pe partea cealaltă ați filmat și ați înjurat oamenii cu noi? De la dânsul. Mă jură ei pe mine și o să stau, nu? Probabil. How do you think that will sound on the international news? Cum credeți că o să sune pe știrile internaționale? Cum vreți voi să sune? Sună. Do you think it's good that the senior seismologist... Dar să spuneți pe agențiile internaționale că 400 de oameni stau și nu-și ia banii astăzi din cauza a 10 nebuni. Bun, am revenit. E o atmosferă tensionată. Înțeleg că din cauza unora, cei mai mulți nu poate să-și ia banii. Cam asta e ideea pe care o promovează, ca la Roșia Montană. Exact, și acolo același lucru spun. Da. Dom'le, din cauza câtorva... Zici că e un șablon. Bun, dar cum a zis omul de ea? Nu era tipul cu părul lung de la prospecțiune sa. El a zis că a dat 150 de milioane de lei unei familii și familia a negat... Da. Familia a negat faptul că... Da, sigur, nu, eu, dar ne, nu știu, eu da, eu fi dat ceva bani puțin asta primăvară pentru un alt teren de loc și la fel sunt foarte mulți. De exemplu, în postul de poliție, când noi eram acolo și depuneam plângerile eu pentru distrugere de bunuri, pentru, cum îi zicem, plângerile care da, le depuneam, da. În momentul ăla a venit un alt gospodar din sat, foarte indignat și a zis, domnul șef de post, nu se poate așa ceva, mi-a distrus combina de treierat de cules porumbul. Fără voia mea și fără să știu, a depus cablurile și mergând cu utilajul, a adunat și cablurile și au rupt curele. Ați văzut ce mecanism complicat are o combină. Și lucrătorii zic, apoi peste, depuneți acolo cereri și peste vreo două luni primiți banii, cu vă cumpărați. Păi mie astăzi îmi trebuie, mai bine azi decât mâine, rulmenții la loc, tot la loc. Și a fost omul foarte, foarte indignat. Ia uitați ce ne răspunde șeful. Ăia n-ar vrea să lucreze, țăranii n-ar vrea să lucreze. Noi toți avem gospodării acolo, acolo trăim, am trăit din moș strămoș de 8-900 de ani și vrem să lucrăm pe mai departe. Chiar vrem progres, vrem să facem din aceste locuri frumoase, primitoare, ospitaliere pentru turiști. Nu interesează.
pentru regățeni, pentru să ne vizităm unii altora peisajele frumoase ale țării. Deci pe ei nu interesează oamenii. Nu interesează oamenii pe politicieni de 23 de ani. Nu vedeți că de 23 de ani. Am zis că vor o țară goală. Vor o țară goală. Șeful Inspectoratului de Poliție al județului Sibiu, comisar șef de poliție, Tiberiu Iulian Ivancea, răspunde întrebărilor noastre. În conformitate cu solicitarea dumneavoastră, vă comunicăm următoarele. În data de 13.11.2013, în jurul orei 12.30, Poliția Municipiului Mediaș a fost sesizată telefonic de angajat unei societăți comerciale cu privire la faptul că un localnic din Alma Vi a smuls o parte din echipamentul proprietatea SC Prospecțiune SA, instalat pe domeniu public în această localitate. Urmarea sesizării la fața locului s-a deplasat echipa operativă din cadrul secției 2. Și ce e interesant că la sesizările dumneavoastră de acum nu știu cât timp încă nu s-a dat niciun răspuns. Nu, când i-au instalat pe proprietatea dumneavoastră, v-au agresat, ați depus plângere și n-a venit nimeni până azi. S-a deplasat o trupă întreagă, vă spun eu că eu după vreo două ore după acest incident am mers înapoi, fiindcă mi-am făcut griji de persoana respectivă, n-am voie să zic că cine-i. Că are pusă botniță la gură ca mulți alți oameni din instituția asta de religie. Și, și m-am întors înapoi ca să văd ce mai este cu ei. Și au fost ca o trupă întreagă de polițiști. O trupă întreagă. Uite, dube, echipa operativă, mașini da. De polițai. Ce caută acolo? Săracul, omulețul ăla, o eliberat locul ca acolo se jucau copii. Și așa, în urma cercetărilor efectuate la fața locului, nu, îi spun așa, am sărit un pasaj. Societatea Prospecțiune SA București efectuează în partea de nord a județului Sibiu, mai precis pe raza localității Alma Vi, lucrări de cercetare și prospectare a subsolului în vederea depistării de hidrocarburi, având autorizațiile necesare în acest sens. În urma știți ce e interesant? Că șeful poliției nu face o investigație să vadă dacă în afară de autorizațiile necesare, și asta e grav, domnule șef al poliției, foarte grav, pentru că în răspunsul pe care îl dați postului de televiziune Nașu TV, erați obligați să faceți o anchetă, să vedeți dacă prospecțiunea sa are acordurile tuturor proprietarilor unde au instalat cablurile respective. Deci fără aceste acorduri... Nu, nici hotărârea Consiliului Local. Nu, dar fără, să fie anexată hotărârea Consiliului Local, dacă a fost pe domeniul public. Nici Consiliul Local nu poate hotărâ pentru proprietățile oamenilor. Dar să zicem că a fost pe domeniul public. Deci o primă eroare de document, pentru asta eu aș cere demisia noastră, domnule șef al poliției. Punct. Pentru că este o dezinformare crasă. Noi nu suntem niște idioți, noi suntem ziariști. Unui ziarist, dacă nu știi să-i răspunzi, pleci. Domnule ministru Stroie. Da, dați-l afară pe acest om. Merg mai departe. În urma cercetărilor efectuate, deci recunoaște că au făcut cercetări, polițiștii au identificat pe marginea drumului comunal în centrul localității cablu de date seismice care a fost instalat în sol de societatea în stare de funcționare. Din informațiile furnizate de reprezentanții societății s-a stabilit faptul că un localnic identificat de polițiști a scos din pământ cablurile, ceea ce a cauzat pierderi de date seismice și implicit un prejudiciu neestimat inițial. Cercetările sunt continuate de polițiștii secției sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere. Deci, domnule polițist, în momentul în care intri pe terenul unui om și faci găuri în pământ și baci cabluri pe proprietatea acelui om și faci detonări, aia mi se pare distrugere. Aici mi se pare, cum spun americanii, self-defense, adică te aperi, smulgi, e autoapărare, da? Deci, eu nu înțeleg cum întotdeauna cetățeanul care se apără în țara asta devine victimă. Deci eu nu înțeleg mersul. Eu aș desfința poliția pe chestia asta. Aș desfința jandarmeria. Deci eu aș desfința aceste instituții până când lămurim pe cine apărați, bă, băieți. Apărați infractorii sau apărați cetățenii? Punct. Deci în anul a fost clar, deci, au apărat deci, infractorii, vă rog, deci, aveți, când ați depus prima plângere, când ați depus? În luna mai. Deci în luna mai, omul ăsta depune plângere. N-am primit nicio hârtie să văd ce ați descoperit, cine a intrat pe terenul lui, ce detonări s-au făcut, câte găuri din alea s-au dat. Cine a păzit bombele? Nimeni. Mergem mai departe. Deci acum brusc acuzăm un cetățean de săvârșirea infracțiunii de distrugere. Bă, dar arestați-l. Un nobil, au făcut un fapt civic, foarte nobil, acel om, eu am văzut cu ochii mei, își apăra comunitatea de acești intruși, de acești invadatori
și detonatori de bombe nepăzite. Omul ăla merită cele mai mari ordine de cavaler, fiindcă a ieșit în față, în fața unei comunități, fiindcă este un lider de comunitate și și-a apărat comunitatea. Deci precizăm faptul că între cei 8 cetățeni localnici existenți la fața locului, numai cum sună asta, 8 cetățeni existenți la fața locului. Băi, nici măcar să vorbiți, să scrieți, nu știți, polițiști ce sunteți. Păi oamenii ăștia nu sunt existenți, domnule. Ăștia trăiesc acolo, frate, din pământul ăla pe care îl găuresc, ăștia ei trăiesc, mănâncă, își cresc copiii. Deci ei nu sunt 8 cetățeni localnici existenți, da? Că nu sunt nici mobilă, nici șuruburi, nici dinamite, da? Așa, și reprezentanții societății nu au existat niciun fel de altercații sau acte de violență. Bă, băieți, să-i spuneți lui Mutu, domnul poliției șef, pentru că eu am văzut cum s-au comportat și ce limbaj folosesc ăia de la prospecțiuni și bodyguards-ilor și cu ziariștii, și cu vizitatorii, și cu localnicii. Cetățenii și-au manifestat nemulțumirea față de activitatea prospecțiune sa, pe care o desfășoară pe teritoriul administrativ aflat în extravilanul comunei Moșna. Iar aceeași minciună, extravilan. Era mijlocul satului. Ziceți unde? Al cui e pământul? E extravilan? Extravilanul aparține cuiva. Poate să aparțină primăriei, poate să aparțină localnicilor. Nu există așa extravilan și intravilan de parcă nu aparține nimănui. Dar de ce minte? Nimănui. Că era în mijlocul satului, domnul Moraru. Aici sunt prietenii. Pot să vă aduc zeci de oameni care am fost martori ocular că este în mijlocul satului locul unde s-a petrecut acest eveniment. Eu am fost martor ocular în mijlocul satului. Faptul că sub nicio formă sau împrejurare polițiștii prezenți la fața locului nu au făcut niciun fel de demers. Nu și-au exprimat nicio opinie sau părere vis-a-vis de activitatea pe care această societate o desfășoară în zonă și nu au fost adresate amenințări sau folosite alte forme de intimidare a cetățenilor pentru a-i determina pe aceștia să își retragă plângerile depuse împotriva societății. Ba da, s-a dus acasă. Șeful de post o trimis pe subalternul său acasă la acest cetățean, care n-am voie să spun ce funcție are în acea comunitate. De ce? Ca să-l convingă să-și retragă plângerile? S-a dus ca să-l intimideze la el acasă. A intrat și are trei copilași mici și soția lui plângea la telefon când vorbea cu un alt localnic de acolo. Că ce se întâmplă la voi? De ce-i mașina de poliție în fața casei? O sunat un alt localnic cu simț civic. Cu spirit civic și plângea săraca femeie tânără. O mers milițianul că să-l intimideze această familie. Astea sunt fapte ilegale. Deci, cu ce drept tu, milițian, intri în casa acestei familii tine să-l intimidezi? Deci, eu, fără să cunosc nimic, doar din această hârtie trimisă, îmi dau seama de diferența de limbaj, cât de frumos se vorbește despre societatea, prospecțiune sa și cum se vorbește despre 8 localnici existenți. Și copilașii care se dădeau pe leagăn la 3-4 metri de aceste cabluri poliția, depuse. Poliția română, și voi v-ați vândut, băi, poliția română, și voi v-ați vândut, și voi lucrați pentru corporații? Bă, fraților, dar pe banii noștri, cât vă mai permiteți, fraților, să lucrați pentru companii din astea? Deci e aberant, deci, repet, pentru orice copil citește scrisoarea asta, îți dai seama, da? Că localnicii sunt niște gândaci cum vin ăștia să ne facă bine nouă românilor toate societățile astea. Incredibil. Și mai au ajutat ca să intimideze... Mai este un mare neadevăr pe care îl transmite domnul inspector șef. SC Prospecțiune sa nu are aprobările, avizele, autorizațiile necesare pentru aceste lucrări. Noi am acționat în instanță atât firma cât și APM Sibiu și avem dosarul lor. Nu au niște acorduri de principiu, dar nu au avize specifice de gospodărire a apelor, n-au aviz de protecția monumentelor, etc. N-au autorizație de construire, cu toate că legea construcțiilor spune asta. Bun, nu, mai e ceva. Ei au un regim, deci atenție, ei au un regim special ca să poți face explozii, da? Eu repet, dacă eu ies acum pe stradă aici, fac o gaură de 30 de centimetri și fac o explozie, dacă nu am toate avizele speciale pentru a face explozii, da, mă arestează cu 29 de zile, da? Repet, cu 29 de zile. Hai să vă dau de unde minte acest șef de poliție, da? Eu nici nu știu dacă el știe ce s-a scris aici. Domnul, cum îl cheamă? Tiberiu Iulian Ivancea. Ia căutați-i poza, măcar să-i arătăm poza, da? E șeful poliției județene Sibiu. Păi numai de aici spune că o echipă, zice, s-a dus o echipă, imediat vă spun de unde e marea minciună. Zice,
Urmarea sesizării la fața locului s-a deplasat echipa operativă din cadrul secției 2, Poliție Rurală Brateiu și postul de poliție Moșna. Păi ce expertiză au doi polițiști de la țară să spună, ca să dai seama câtă prostie e în poliția română asta de plătim bani, ce expertiză au doi polițiști de la Moșna și de acolo să stabilească, și că în urma anchetei, să stabilească ei doi polițiști, da, de la țară, de acolo, din fundul țării, că ăștia au documentele în regulă. Prospecțiune sa, păi bă, polițiștilor, vă pricepeți voi ce documente trebuie să aibă prospecțiune sa? Bă, ați făcut voi explorări la viața voastră? Bă, eu nu știu, ca ziarist de 20 de ani, nu știu ce acte trebuie să aibă. Și voi, doi polițiști, doi milițieni, că asta sunteți în cazul ăsta, doi milițieni, da, căzuți în cap așa, v-ați dus voi acolo și a stabilit voi că ăia sunt cu actele în regulă. Să fi gustat apa, că acolo era exact casa de alături. Deci, domnul șef de poliție, ia cereți-vă demisia. Cum poți să stabilești pe seama doi milițieni pe care îi trimiți în zonă, unul de la... Ăia nu sunt stare să prindă infractorii, domne, nu sunt stare să prindă hoții care fură de pe proprietatea lui Schuster când fură ce fură porumbul și cartoful. Și voi sunteți în stare să identificați faptul că în urma cercetărilor prospecțiune sa e în regulă cu avizele. Bă, băieți, polițiștilor, v-au dictat de la prospecțiune cum să scrieți. La fel și Garda de Mediu și-a întrecut atribuțiunile cu foarte mare flagrant. Ne-a eliberat mie, mi-a dat un răspuns după multe, multe întârzieri, cum că n-ar avea nevoie, prospecțiunea sa n-ar avea nevoie de, cum îi zice, certificat de urbanism și autorizație de construcție. Nu ați înțeles. Oricine, de ce este antreprenor pe el? Oricine are nevoie. Gardă de mediu. Domnule, dar vreți să facem un experiment? Dacă eu ies acum, uite, anunț poliția, sun la 112 și spun că în 5 minute fac o explozie pe Calea Victoriei. Dom'le, vin și ea de la antitero. Și la noi de ce n-au venit? La noi și noi locuiesc, tot oameni. Vreți să vă citesc, că e genial. Asta intră în analele istoriei poliției române. L-au dat afară pe șeful inspectorat de poliție județului Sibiu? Sper că l-au dat afară? Sper trebuiau să dea afară de 5 minute. Că altfel eu nu mai îndrăznesc. Uitați? Să mă duc acasă în Moșna, că oamenii ăștia protejează pe infractori. Deci, după ce s-a deplasat echipa operativă din cadrul secției 2, Poliție Rurală Brateiu și postului de poliție Moșna, iată ce spun milițienii. Societatea ESA, ce prospecțiune SA București, efectuează în partea de nord a județului Sibiu, mai precis pe raza localității Almavi, lucrări de cercetare și prospectare a subsolului în vederea depistării de hidrocarburi inteligenți ăștia, polițiști ăștia doi de la Brateiu, da? Având autorizațiile necesare în acest sens. Bă, incredibil, e incredibil. Știu tot ce... Păi eu dacă le dau dictare la șeful poliției și mai au încă 7, habar n-au ce documente trebuie să prezinte aia și au știut doi polițiști. Îmi cer scuze că vă întreb, dar atunci când am avut incidentul în centru Moșnei, lângă biserica fortificată, lângă cetate, cum se spune acolo, după incident am sunat la 112, am zis, domne, m-am prezentat, am zis, pur și simplu treceam pe stradă, mi-a făcut legătura la poliție la Mediaș. Uitați care este situația. Drumul care ducea înapoi spre terenul domnului Willy Schuster era împânzit de angajații ai prospecțiuni și de indivizii care s-au repezit să mă bată. De la Mediaș mi s-a spus, îmi pare rău, dar n-avem pe cine să trimitem, toată lumea este pe teren acolo. 112, vă dați seama. Ulterior, în seara zilei de sâmbătă, când a fost evenimentul cultural la centru cultural din Almavi, în clădirea centrului, lângă clădire, se aflau trei persoane care instigau. Făceau mișto, râdeau pe seama discursurilor persoanelor care vorbeau acolo, pe seama domnului Willy Schuster. Domnul Willy Schuster a ieșit atunci și i-a rugat pe cei de la poliție și de la jandarmerie să intervină, să-i scoată de acolo, pentru că lumea deja a început să se înfurie și să se ia de ei. Nu au venit, nu au legitimat, s-a dus doar un domn polițist, l-a tras pe unul deoparte și nu știu ce a zis, dar ei au rămas în continuare acolo. Erau trimiși de primarul, numai așa pot să înțeleg, că erau apropiați
de ai primarului din Mojna și erau trimiți acolo ca să agite, ca să nu lase să se să decurgă frumos și pașnic acele evenimente. Domnilor, dar ce vă mirați? Hai să vă dau eu un exemplu petrecut în urmă cu ceva timp la Nașu TV. La Nașu TV vin niște provocatori, da? Trecea un echipaj de poliție întâmplător și i-au ridicat, da? După ce i-au ridicat, i-au dus la secție, da? Că erau, au lovit și polițiști, deci provocatori care nu știm cine i-a trimis, dar era clar că trebuia să provoace vreun deranj. Îi duc, iau pe polițiști, iau pe ăștia pe provocatori, la care ea spun, noi nimic, am sunat deja prietenii, o să vină să vedeți voi ce pățiți. Și le spun colegilor, măi, nicio problemă, sunați la 112 să spuneți treaba asta, că s-ar putea să vină respectivii. I-au pasat la poliție, cum ar veni, că numărul ăsta te dirijează. Și la poliția spune, zice, dom'le, scuze, noi venim numai după ce se provoacă incidentele. Deci, ce vreți, da? Răspuns oficial, dom'le, asta e, deci trebuie să spui, dom'le, deci când sunați la poliție că vedeți vreun infractor că vă sparge ușa, vă dau un sfat, sunați și spuneți că deja v-a atacat, că ați fost atacați, că altfel s-ar putea să riscați să fiți întâi victime și abia după 3 zile, când nu se mai știe dumneavoastră, să vină poliția. Deci la mine, nenea de la poliție din media și tot așa, s-a rățuit la mine foarte urât. M-a luat la rost că de ce am îndrăznit să sun când eu găsesc o grămadă de bombe. A fost în ziua cu bombele. Că de unde știu eu că-s bombe? Am zis cum se cheamă, tot, am citit dictarea. Pormă, am zis că nu era păzit, că acolo era o grămadă, un grup de lucrători, dar eu am trecut cu căruța aproape că am călcat grămada de dinamite. Cine e bolnav? De unde știu eu că e bombă? A, purtătorul de cuvânt de la poliția județului Sibiu e bolnav, nu poate să intre. Ideea este că nu mă interesa, mă interesează acest document oficial. Eu vreau să știu, poliția județului, prin șeful poliției, cum își pune el semnătura că doi polițiști de-ai lui, trimiși de acolo din două sate, au avut expertiză să stabilească că prospecțiunea sa, citez, are autorizațiile necesare în acest sens. Că, repet, dacă le dau extemporal tuturor șefilor de poliție din țară, unul nu trece examenul, să spună ce documente trebuie să ai ca să faci explozii pe terenuri care nu sunt ale tale. Punct. Repet, nici măcar dacă eu îi dau acordul nu e suficient. Deci da. Eu nu am voie pe terenul meu, să zicem că e terenul meu și vreau eu să mă distrez, să bag bombe în pământ și să dau drumul la explozii. N-am voie. Deci aici suntem pe proprietatea Nașu TV. Eu n-am voie să fac explozii. Nici acasă, nicăieri. Da? Acum aș veni puțin chiar în apărarea firmei. Ei au un fel de aviz de, știu, de operare, de manipulare de substanțe explozibile, pentru că e normal să aibă așa ceva, dar nu este de ajuns. Sunt tot felul de prevederi care trebuie să respectate. Și tot apropo de aceste autorizații pe care ei nu le au, până și managerul general al firmei, domnul Gerig Schulz, dacă am pronunțat bine numele, a admis într-un comunicat sau într-un interviu că nu au autorizație de construire și că se străduiesc să ajungă la zi, să le procure. Acum, după ce am făcut noi agitația da. Asta. Deci e oficial, chiar din partea firmei, că ei nu au ceea ce le trebuie și totuși merg înainte cu lucrările. Și totuși poliția constată că totul e roz, totul e perfect. Și știu adică bine că din luna martie-aprilie ăștia împânzesc terenurile noastre și ne terorizează. Și chiar și poliția prin prezența lor acolo n-a făcut nimic altceva să constate dosare, n-a făcut nimic, vă asigur eu, decât au intimidat localnicii. Asta fac de săptămâni de-a rândul. Poliția, jandarmeria, deci, toate autoritățile tu care, intimidează pe tu local, care ridici cablurile de pe terenul tău, ești vinovat, da? Iar aia care le întind și fac detonări pe pământul tău, aia sunt cu actele în regulă. Exact. Ce vreți mai aberant? Da, intre cu forța, fără probleme. În cazul care s-a întâmplat cu domnului Vili, a doua zi trebuia conducerea societății să ia imediat măsuri contra inginerului. Astăzi mai este pe Facebook, am pus eu apel către toate autoritățile, am pus poza cu mașina plină de bombe, ca și dovadă, și am pus apel către toate autoritățile, vă rugăm frumos, sesizați-vă, haideți, eu nu mai răzbesc să scriu atâtea, că mă doare mâna, haideți, sesizați-vă, apărați-ne copilașii, siguranța,
liniștea, fiindcă aici se manipulează bombe cu foarte mare ușurință. Prietenii mei din Germania, frate meu chiar m-a sunat ieri și a zis, Fili, eu am luat legătura cu Maxam Deutschland, cu firma asta producătoare. Facem tot posibilul să îi convingem să nu le mai livreze acestor firme care se poartă foarte ușuratic cu bombele acestea. Dar până atunci, unde sunt autoritățile? De ce plătim noi impozite, oameni buni? Unde sunt? De ce nu se sesizează? Dacă eu pun o poză cu altceva sau cineva dă un coment că uite ce urât e ăla sau arată ca un nu știu ce în poză, primarul sau nu știu cine, imediat știe toți. Știu toți, deci ne urmăresc, sunt cu ochii pe noi, pe conturile noastre de Facebook. De ce nu s-a sesizat? Oameni buni, nu sunteți români, dragi milițieni sau polițiști sau dragi criminaliști, dragi prefect, orice, care sunteți puși în autorități. Voi nu sunteți români, voi nu vă pasă de poporul român. De ce nu vă sesizați? Am scris acolo pe Facebook, haideți, vă rog frumos, sesizați-vă, apărați-ne de aceste bombe nedetonate. Este un orfelinat cu 29 de copii la noi în sat, care ieri au trecut toți copiii prin fața casei noastre și așa de frumos mi-a spus doamna de acolo, a zis, Vili, ne rugăm cu toții pentru tine și pentru voi toți care ați venit să ne apărați de acești infractori, de acești cotropitori. Ne rugăm lui Dumnezeu toți, oameni mulți, biserici întregi din Elveția, din Germania, ne trimit semnale că se roagă pentru noi ca să ne scape Dumnezeu de acești. Dar noi așa e că este un pericol, ori fi detonat ăștia toate bombele sau nu, mai nu sunt? Nu, nu, spuneți, nu, nu le-au detonat. Sunt acolo. Ea trebuie să se sesizeze autoritățile. Să vă prezint cum s-au luptat în munți. Să spune, la, domnul, la specialist. Deci la Nereju s-au luptat acolo, în munți. Referitor la Roșia Montană. Ce va fi la Roșia Montană? Dacă, dar nu se poate să aprobe așa. Deci la Nereju am luptat vreo două luni de zile între munți. O frumusețe, o minune de minunăție, peisaj extraordinar. La Căldăre se numea acolo, am fost cazați în corturi, am fost cazați acolo și am lucrat. S-au lucrat, se făceau nouă găuri de sondă pe locație. Munții aia, după, la explozie, au fost terminați. Deci, dacă nu puteam să mai citesc dacă rămâne vreo sondă intactă. Totul a fost distrus acolo. Dați seama. Și atunci, acolo s-a folosit ciment. Băgase și folosirea cimentului. Deci la sondă, buraș cu ciment. Le-am spus înainte, domne, nu este nevoie de grab de ciment. Folosirea cimentului duce la o... Ruptura solului. Nu, la execuția, nu? La cel care lucrează, îl face să lucreze mai de mântuială. Deci mai prost lucrează. Le-am spus, domne, dar ei aduceau cimentul pentru alte scopuri. Se făceau că îl bagă în sondă, deci aduceau câțiva saci acolo, și ei, deci camioane întregi de ciment erau livrate să-și facă vile de vacanțe, case de vacanțe toate astea. Directorul Deianu, am dat la Merișan. Bun, haideți că vreau să vă întreb ceva clar. Bun, cum ar trebui procedat, presupunând că o țară, nu știu, 20 de milioane de români sunt dependenți de aceste gaze, da? Cum ar trebui să procedeze un stat normal, da? Ca acest gaz să poată fi exploatat? Nu ne-a referit la gazul de șist. Acolo, nu mă pricep la gazul de șist. Deci, nu ne-a referit că nu trebuie. Deci nu trebuie să ajungem acolo. Avem gaze naturale fără probleme, dar prospectarea, deci rezultatul numai acestor lucruri de prospectare. Știu, dar mă interesează cazul ăsta. Cazul unei ferme bio, a unui cetățean care a venit aici și și-a clădit o viață, s-a întors în România, trăiește din asta, are copii, are familie. Pot cele două entități să trăiască împreună, adică să punem în mod curat o sondă de gaz, să nu producem poluare și să existe și agricultură bio în zonă? Sincer vă întreb. Deci se poate, fără problemă. Dar bine, nu au. Credeți că mai e bio? Adică eu dacă văd poze ferma lui Willy Schuster și mi-aduce acest cașcaval, care, repet, în curând genul ăsta de produse vor costa o avere. Și văd și sonda așa în spatele casei lui Willy Schuster. Credeți că eu mai cred că e bio cașcavalul ăsta? Da, o sondă convențională nu e așa urâtă. O sondă convențională e un gărduleț mic cu un robinet băgat în el, dar ei nu mai insistă să mai facă treaba asta, să mai prospecteze astfel. Așa am înțeles. O înțelegere la mijloc. Zona media, Șmoșna, e o zonă tradițională de exploatare de gaz metan natural. SECE Romgaz, la Mediaș, are sediu.
Deci acolo se exploatează gaz natural. Ei, acum se explorează hidrocarburi la modul general, care includ și gaze așa zis neconvenționale, cum a admis chiar directorul de dezvoltare de la RomGaz. Adică, pe înțelesul tuturor, și gaze de șist. Au găsit gaze de șist. Tocmai le-am citat pe directorul de dezvoltare RomGaz de anul trecut. A dat un interviu în revista Capital. Deci e negru pe alb că s-au găsit gaze de șist. Punct. Cred că, sper să fi lămurit acest mit că nu s-ar căuta și gaze de șist. Clar că bun. Lucrează ei acum numai gaze de șist găsesc. Exact. Deci ca să vă spun. Deci foarte, cum lucrează ei acum interesant, adică numai gaze de șist. Peste 2 ani, cum lucrează și mai prost, găsesc numai izvoarele astea. Deci izvoare de apă de băut. Deci cum lucrează. Deci nu se poate în lumea prospectării să găsim mii de sonde de goale, caverne, toate astea. Deci toate profilele așa le fac. Nu stați o secundă că eu nu exclud, atenție, eu nu exclud să fie făcută în mod intenționat treaba. Păi să spun, băi, noi am mai căutat gaze, n-am găsit, da? Cum spuneți dumneavoastră, păi, așa nu o să găsiți niciodată și atunci automat trebuie să facem gaze de șist. Păi le știau unde sunt. Da, domnule, acum le-am găsit. Bun, cum eu nu exclud, eu vă spun ceva, eu nu exclud ca aceste companii multe, da, să ia chiar și să caute apă. Dumnezeu, s-ar putea la un dat apă, eu cred, eu vă spun ceva, în 10-20 de ani, cu siguranță, apa va fi comoara de pe planetă. Nu aurul, nu nimic. Deci apa va costa enorm. Am primit semnale din asta de la specialiști din vest, aveți grijă că nu gaze caută, ci apă. Bun, eu doar presupun. Aș rămâne în continuare la prezumția că într-adevăr se caută hidrocarburi. Asta ne spun și ei, da. Există un scenariu foarte plauzibil și logic. Firma Prospecțiune SA are un contract cu SC RomGaz de 40 de milioane de euro pentru a face aceste testări seismice în 3D. 40 de milioane de euro? Da, da. Avem contractul. Banii noștri, contribuabilului, da. Care eu plătesc gaz de triplu de când a intrat România în UE, s-a triplat prețul pur și simplu așa după. Da, deci am obținut acel contract în instanță și da, deci nu e niciun secret. Licitație s-a câștigat. Asta nu știu. Bun, să nu uităm că RomGaz a fost listat la bursa din Londra. Ei, când te prezinți la o listare, ca și faimoasa Gabriel Resources la Toronto, tu mergi frumos cu un prospect. Adică te duci cu gazul din curtea lui Willy Schuster, la blana ursului din pădure. Exact, te duci cu un portofoliu frumos, cât mai gros, pe care tu să-l vinzi investitorilor mai mult sau mai puțin informați. Și eu cred că e o chestie de logică elementară să facem o legătură între listarea la Londra a RomGazului și insistența cu care prospecțiunile caută să dovedească tot felul de resurse în subteran. Dar mai am o întrebare. Dacă ei, de fapt, că aici merg pe ce a zis domnul Vilișus, dacă ăștia merg, de fapt, pe tămbălău, adică să facă atâta tămbălău, să se audă până la Londra că ăștia chiar lucrează, ca să fie, cum să spun, să fie prețul la, și listarea la bursă cât mai bună. A fost foarte bună. A fost foarte bună listarea la bursă, dar întrebarea mea, eu vă spun ce, eu dacă eram o companie, logic, când știi că ai atâtea bube, n-ai toate autorizațiile, mă duceam la domnul Willy Schuster și spuneam, domnul Willy Schuster, vă rog eu frumos, nu știu, dați-mi voie, hai să facem cumva, să facem, adică încercam să merg în vârful picioarelor. Orice fac ei cu 7000 de jeepuri, cu limbajul ăsta, cu aroganța asta, nu fac decât să iasă un mare scandal, care ajunge la un dat și în presă, chiar dacă presa e cumpărată, încă n-a fost cumpărată toată, dar și nici nu se poate cumpăra tot, și tot explodează. E posibil și asta, cine știe? Niciodată n-au venit, nu m-au rugat, și după ce le-am spus și eu și soția mea, copiii, toți de acolo, le-am zis, n-aveți ce căuta pe terenul meu, nu suntem de acord, vrem să nici nu puteți termina treaba asta, că pormă vine expropriatările, și după ce le-am interzis explicit și clar, mereu și mereu îi prind pe terenul meu. Da. Fapt, dovadă, bun. Văzut vă întreb doar o secundă, l-avem la telefon pe senatorul PDL, domnul Nicolae Vlad Popa. Bună seara! Bună seara! Spuneți-mi, vă rog, ce știm despre discutarea în plenul Senatului, dacă va avea loc în următoarele două zile, a legii privind exproprierile, fiindcă data de 21 noiembrie este data adoptării tacite a acestei legi. Legea a fost retrimisă la comisie. Vorbesc de legea minelor în cazul de față. Afacerea Roșia Montana și scandalurile de la gazele de șist din Vaslui au făcut ca
guvernul să încerce cât mai repede să rezolve pe altă cale, printr-o lege permisivă și care efectiv promovează companiile străine, deci să ajungă la o legiferare alta decât cea inițial introdusă cu Roșia Montană. Ne referim amândoi la legea inițiată de cei 7 deputați PSD. Este ce spun eu. Da. O să vedeți cum au stat lucrurile. Ce spun eu este acum o lege a guvernului, dar în Parlament au fost încă vreo 5 inițiative de deputați, senatori, PSD în principal, care aveau ca obiect această lege a minelor. Și acum s-a decis ca toate aceste inițiative să fie aduse la comisie, să se ia, vorba vine, din fiecare ce e mai bun și să se dea un singur raport pentru toate aceste inițiative. Din cauza asta există această confuzie, sau mai bine zis, lipsă de informație, și anume că există 5 inițiative în acest domeniu. Chestiunea care se pune, și acum o să vă numai în legătură cu exproprierile. Există în această lege un amendament al unui jurist PSD, remarcabil de fapt, domnul deputat Iordache, care vorbește despre importanța strategică a unor zăcăminte, minereuri. Deci această importanță strategică va duce ca reglementarea să se facă strict de către guvern. Nu o să mai existe niciun fel de aprobare date de consiliile locale, de consiliile județene, puguri, puzuri, aceste autorizații care erau necesare pentru a face aceste asemenea exploatări. O să se dea o singură hotărâre și cel care obține dreptul de exploatare, concesiunea respectivă, are drepturi depline. Asta se încearcă și pentru Roșia Montană și pentru celelalte companii care merg pe gaze de șist. Dar să existe un drept total asupra concesiunii, în sensul proprietate privată, cum aveți dumneavoastră cazul în discuție, sau proprietate a primăriilor sau a municipiilor. Vă întreb puțin, ați găsit și pasajele impuse de Comisia Juridică, două pasaje importante, și anume că legea nu poate fi dată doar pentru minerit, pentru că va fi neconstituțională, ci ea trebuie extinsă pentru toate domeniile de activitate. Și al doilea pasaj important, cum că toate hotărârile care spun că un proiect este de interes național, județean sau local. Ați găsit cele două pasaje? Da, ele încă, știți ce se întâmplă, sunt propuneri. N-au ajuns la ședința de aprobare a acestor amendamente. Ele, încă o dată, au venit din cele 4-5 inițiative. Și acum se va ajunge la un raport și vreau să văd, și eu foarte curios sunt, dacă o să ajungem ca într-o lege a minelor să legiferăm probleme de construcții civile din toate domeniile, că pentru că ar fi absurd și chiar că neconstituțional. Dar vă mai întreb ceva, având în vedere că 21 noiembrie este data când această lege automat trece ca de Senat, în mod tacit. Credeți că se mai întoarce de la vreo comisie, vreun material până pe 21? Că 21 înseamnă că se mai lucrează marți, adică mâine, și miercuri. Da. Nu. Deci mâine nu se... Deși sunt 98 de puncte la ordinea de zi, nu cred că o să ajungă. Mâine este Roșia Montană, se votează bugetul Senatului, iar după masă e asumarea
guvernului. Super legi de descentralizare a guvernului Ponta. Deci, mâine nu se lucrează, adică poimâine nu se lucrează, iar, ca să știți, vă dau o știre, domnii de la putere au schimbat activitatea Parlamentului în sensul că luni, marți, nu se lucrează, dar din faptul că au o vizită înaltă din China și vor să le arate Marele Palat al Poporului și ne-au scos din palat pentru că trebuie securitate maximă și noi nu reprezentăm nicio garanție. Atunci, domnule senator, deci abia miercuri, deci miercuri și joi, e clar că s-a terminat, deci practic legea va trece în... Așa cum a fost, cum am arătat-o eu în varianta guvernului. Incredibil. Este cea mai trădătoare lege din istoria acestui popor. Da. Este incredibil. Sperăm că cu forțe unite vom putea la Camera Deputaților să ne împotrivim ilegalităților. O să venim, o să fie între Crăciun și Revelion. Ce să facem? Ne stricăm sărbătorile și o să stăm de pază patriei. Bun, mulțumim mult. O seară bună. Cu plăcere. Doamne ajută, sănătate. Da. Vedeți din ce țară facem noi parte? Ce bine, își dau unii zile libere. De-aia nu se trebuie să facă contracte de arendare, să-și facă drept de uzufruct, fiindcă nu le mai trebuie. Nu le mai trebuie. Niște... Vreau să zicem, să dezvăluim faptul că nu sunt, nu au actele pe care le flutură de anul acolo, nu sunt acte veridice. Uitați aici, înțelegere. Absolut falsă. Hans, poți să zici că ți-ai notat, exact cum ne-a explicat doamna notară, ne-am consultat cu o doamnă notară, specialist în domeniu, de ce aceste legi pe care le flutură nu sunt veridice, nu sunt opozabile ca și... numărul înțelegerii, lipsește numărul parcelei sau numărul cadastral unde ar urma să se facă acele lucrări, numărul de metri pătrați pe care o are parcela și se omite menționarea folosirii explozibililor pe acel teren. Păi ce vă spuse prevede... că dacă vrei să pui bombe, îți trebuie niște autorizații speciale. Vă dau așa numai. Pompieri, Ministerul Apărării, Ministerul Manipulării, nu știu ăștia, mediului, că manipulezi, nu, depinde ce bagi. Că dacă bagi substanțe nocive pentru pământ și pentru în afară de cele clasice. Bun. Mă prevede semnătura primarului, nu este ăsta la cu parcelele. Prevede suprafața. Nu are trecută. Doamna notar, nu i-a venit să creadă. Mi-a urlat la telefon de am trebuit să țin la distanță. Eu cum vă spun ce, știți ce e grav? Parcela nu că poliția română, Inspectoratul General Poliției Române, Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu, acoperă ilegalitățile acestor angajați ai companiei. Poate compania o fi de bună credință la București sau unde lucrează, dar pe mine mă interesează ce documente au în teritoriu, da? Și eu vă spun foarte clar din surse foarte bune că n-au document. Nu au toate documentele, clar, da? Ori poliția română, prin doi polițiști din poliția rurală Brateiu și postul de poliție Moșna, au zis că ăștia au documentele în regulă. Ce sunt ăștia? Doctori, honoris causa în explorări și exploatări de hidrocarburi? Licențiați în drept. Bun, eu vă mulțumesc că ați venit până la București, ținem legătura și vă spun ceva. Eu cred că oamenii ăștia atâta bagă dinamită în noi românii, încât nu o să mai explodeze pământul și o să explodăm noi. Deci în fiecare zi, prin orice gest politic, ăștia ne bagă dinamită pe gât. Da? Iar românii o să se trezească după Revelion că proprietățile lor nu mai sunt în regulă. Da? Noi nu ne lăsăm. Deci, eu vă spun ceva. Legea este atât de bine făcută pentru toți rechinii din lângă România și din România, că nicio proprietate nu va mai fi garantată de nicio Constituție. Punct. Eu le spun românilor, ei lor nu le vine să creadă acest lucru, dar am văzut legea, fraților, v-am și citit din ea și legea va trece cum vor ei. De ce? Pentru că iată șmecherie. Că noi a fost mare scandal când am reușit să obținem documentele din Senat. Ei erau nervoși de unde am obținut documentele. Da? Și nu le-am luat de la domnul senator, că domnul senator, ca să nu săriți pe el, abia astăzi am luat legătura cu domnia sa ca să ceară o poziție publică să se discute.
Și noi chiar am spus, dom'le, ce tertipuri o să găsească acum senatorii, da? Luni, marți, miercuri, că joia nu se lucrează, știți foarte bine, da? Ce tertipuri ca să nu se discute în plen? După 3 zile sunt obosit. Două tertipuri au folosit. Unul, că am retrimis la comisie să se mai piardă vremea, da? Că e vax, dacă nu apare de la comisie un răspuns până pe 21, legea trece în forma inițială. Și a doilea tertip zice, dom'le, nu se lucrează marți și miercuri, nu, că trebuie să arătăm Palatul Chinezilor. Hai, dom'le, poate îl cumpără, poate îl cumpără cu tot cu voi, măi, cu tot cu parlamentar, să-l cumpere chinezii. Vor fi trat la răspundere toți responsabilii, toți cei care fac acum infracțiuni, încalcă drepturile fundamentale ale omului, ale poporului român, trebuie să fie trași la răspundere. Vă spun eu că vor fi, pentru că, repet, atâta dinamită bagă ăștia în noi românii de data asta, încât o să explodăm. Și nu ca mămăliga, ci pur și simplu o explozie necontrolată. Eu le spun politicienilor că, din păcate, n-ai ce, ei sunt vinovați, am spus-o de luni de zile, spun că vor, până la urmă, vărsare de sânge. În mod normal, ei nu trebuie să mai pună dinamită în noi românii. Punct. Da? Ce fac ei, asta fac în fiecare zi. Treaba lor. Luăm două minute de imagine, după care revenim cu următorul subiect. Le mulțumesc invitaților, mulțumim Robert pentru reportajele de la Moșna și de la Pungești și în curând în toată România. Va fi primul reporter al țării. Dar noi nu transmitem reportajele de la... Aici este infractorul care a violat-o pe biata femeie, dincolo. Aici este criminalul care a fugit cu cuțitul plin de sânge. Astea nu sunt știri. Știrile sunt importante pentru cetățeni. Alea sunt știri. Publicitate. De fapt, imagini și apoi publicitate. Am revenit, suntem în direct. O să ne ocupăm, nu știu, ați avut trenulețe când erați mici? Că unii dintre politicieni n-au avut nici soldăței când erau mici și se vede treaba asta. Aceasta este macheta unui vagon care se face în România, se exportă în străinătate. Aici avem un tren, să zicem, de ăsta... Tramvai ăsta? Tramvai. Și o să vă mai arăt niște imagini. Invitatul meu este domnul Valer Blidar, proprietar al Astra Vagoane Călători Arad. Bună seara! Bună seara! Am citit cu bucurie că mai există companii care au supraviețuit și că în 2013 ați reușit să vă depășiți anul negativ care a fost 2012.
și exportăm până în Brazilia. Sigur. Într-adevăr, cel mai slab an al nostru de după, de la privatizare, ca să așa, a fost 2012. Cu toate că în decembrie 2011 am câștigat o licitație în America de Sud, importantă, dar 2012 a fost an de proiectare, de pregătire a fabricației și de fabricarea prototipurilor, că sunt 5 tipuri de vagoane. Livrările, conform contractului, au început de-abia în 2013, așa că anul 2012 a fost un an foarte sărac în raportări, nu realizări. Pentru că noi bani am primit în perioada respectivă, dar la noi nu încasarea contează, ci raportarea. Și pentru că n-am putut raporta livrări. Erați în pregătirea acestui contract? Sigur. Dar pregătirea acestui contract s-a făcut pe banii beneficiarului. Deci, și asta e întrebarea mea. Ce cumpăr, de exemplu, brazilienii? Că dacă reușiți să exportați în Brazilia, mâine o să vă rog să vă străduiți să exportați și echipa României de fotbal, tot în Brazilia, să-i bată pe greci. Că dacă nu-i batem bine pe greci, n-ajung în Brazilia. Poate le dați un secret. Cum ați făcut un contract cu brazilienii și apoi ce exportați acolo? Bine, poate că n-ar fi o idee, era nici cea cu Naționala de fotbal, dar în Brazilia exportăm niște vagoane ultramoderne. Aș vrea să le vedeți la noi. Nu circulă nici în Europa asemenea vagoane cu asemenea dotări. Dar le aveți aici în pliante sau nu? Nu, acolo e doar tramvaiul. Tramvaiul. Da. Dar ce au așa extraordinar? Deci, dotările, viteza, totul este în regim de unicat. Și poate timpul vă permite, eventual poate o să vă trimit chiar un filmuleț cu vagoane. Deci ele deja pot fi văzute la Arad, nu? La Arad sau noi în obligația contractuală avem ca condiție de plată verificarea calității, recepția provizită de o echipă din Brazilia la noi în fabrică și transportul până la Constanța, în clipa în care le-am predat firmei care are contract cu brazilienii să le prea de la noi, noi deja încasăm banii. Așa că până acum chiar a treia livrare este pe drum, acum e în drum de la Arad spre Constanța. De acolo e treaba transportatorului și a brazilienilor. Ale brazilienilor, da, ei și-au legătură. Deci ce le livrați lor acum, la momentul ăsta? Vagoane clasa 1, vagoane clasa 2, restaurant, vagoane speciale, vagoane uzina. Deci e 5 tipuri de bani și vagoane poștă. Știți de ce cred că e important? Aveți o dată limită când trebuie să livrați totul? E anul ăsta? Nu. Termenul final este septembrie anul viitor, sfârșitul septembrie anul viitor. Deci până acum livrările noi le putem face oricând, dar plățile le-au eșalonate. De ce vă spun? Pentru că un prieten din Brazilia cu care m-am întâlnit zilele trecute îmi spunea, zice, dom'le, din cauza sau datorită campionatului mondial de anul viitor, prețurile au sărit în aer. Sunt companii aeriene care au ridicat și de 5 ori prețul la cursele de avion. Pentru că, poate nu știu, toți Brazilia e atât de mare încât va trebui să iei avionul ca să te deplasezi pentru meciuri de la campionatul mondial. Și chiar îmi spunea că o variantă cea mai ieftină să călătorești în Brazilia acum va fi trenul și tot felul de facilități de cazare. O fi posibil ca aceste vagoane să fie folosite deja anul numai viitor? Numai că e posibil. Deci trenurile noastre așa vor transporta spectatori la campionatul mondial. Da, deci pentru asta să fi fost. Sigur. Da. Avem un ultim transport, o ultimă livrare după începerea campionatului mondial, dar este vorba de un tren rezervă. În stația în care un tren nu este disponibil, atunci ei au comandat și un tren rezervă pe care să-l introducă. Deci doar trenul rezervă va fi livrat după campionat. După campionatul mondial. Dragi tricolori, aici aveți un trenuleț pe care o să spun stema României, dar rămâne să dați niște goluri mâine. Da? Să stați unde la geam acolo să stea. Doamne ajută!
Da, să-i vedem acolo anul viitor. Acesta este un vagon pentru viteze de 200 de km la oră. Nu este vagonul brazilian. Vagonul brazilian este, cum vă spuneam... Cu viteze? Cam la ce viteze vor circula? Deci noi fabricăm vagoane numai pentru 160-200 de km la oră. Dar în România ar merge? Sigur. Dar avem șine în România, reabilitate? Asta este, că n-avem șine. Dar vagoanele astea au fost probate în Germania, de calea ferată germană, unde suntem în negocieri. Și chiar șeful de recepție de la nemți îi raporta directul de la DB, de la calea ferată germană, că vagonul nostru s-a comportat mai bine decât al lor în probele din Germania, și la 200 km la oră. Și în ăsta e vagon de clasa A... Întâia. Dar în Brazilia, cu cine e clientul dumneavoastră? Statul sau e vreo companie privată? Este o companie și unde și statul are. În România, câte vagoane de-astea produceți pentru statul român? Niciunul. De 2 ani, acum, în al treilea an, de când statul român a mai comandat nimic la noi. Păi și ceva, de unde le ia statul român? Nu le ia. N-are nevoie. N-au buget. Chiar dacă au nevoie, dar n-au buget și n-au pe ce să le cumpere. Noi n-am încasat bani nici pe vagoane livrate în 2010. E incredibil. Da. Dar de ce? Care e motivul? Că bănesc că circulă vagoanele alea, nu? Sigur. Deci atunci când au fost comandate vagoanele în bani, în buget, erau bani pentru cumpărare. Ei, la sfârșitul anului banii au fost deturnați către șosele, către autostrăzi și noi am rămas furnizorii de cale ferată neplătiți. Bun, dar vreau să vă întreb ceva. La privatizarea CFR ați fi putut să vă înscrieți? Adică nu era o afacere ca să livrați, din moment ce construiți, faceți bănuiesc și sau numai vagoane călători faceți? Noi facem vagoane călători, sigur, putem face orice, dar suntem profilați acum. Aici am avut comenzi. Am înțeles. Deci, da, facem unde avem, de fapt, în zona în care avem comenzi. Dar, adică ați fi putut produce dacă ați fi devenit, să zicem, acționarul principal al CFR? Sigur, vagoanele de marfă sunt mult mai simple față de... simple dotări, știți, foarte pe o platformă aici, electronică, când într-o uzină. Asta e tramvai făcut în România, la Astra. După licență Siemens. Deci după licență Siemens. După licență Siemens. Este un tramvai de ultimă generație, cu toate dotările. Este cel mai economic tramvai din lume. La ce vă referiți la asta? Ca și cost? Consum de energie. Consum de energie. Consum ce de tare. Energie. Da. Și câte din astea ați vândut în România? Niciunul. Incredibil. Da. La... Deci noi suntem cunoscuți și apreciați în afară, pe toate continentele, mai puțin America de Nord. Dar, deci vindeți tramvaie în afara țării, dar blamați în România. Dar în România nu. În România nici vagoane. Nici câți tramvaie. Oameni aveți angajați? Deci numai în fabrica de vagoane, circa 1000. În total, în toate firmele unde eu sunt implicat, circa 2000 de salarii. 2000? Da. Știți de ce? Pentru că Gold Corporation, dau și eu un exemplu la întâmplare, promite că în 16 ani va avea 2000 de angajați și pentru aia vrea 7000 de facilități, legi speciale, schimbatul Constituției, legea exproprierii, cine știe ce mai au nevoie. Dumneavoastră ați beneficia vreodată în viața companiei de vreo lege dedicată, specială? Niciodată. Mai mult, la privatizare am preluat compania cu o datorie numai la stat de 1200 de miliarde în banii 99. Am plătit până la ultimul cent. N-ați fost iertat de datorii? De niciun șans. Și în afară de cele 1200 de miliarde datorați la bugetul statului, am mai avut datorii la bănci, la furnizori. Deci am plătit tot în 4 ani și jumătate. Am achitat toate datoriile și de atunci suntem pe locul 1 în domeniu an de an. Clasați în toate clasamentele. Bun, care e soluția? Că e clar că România nu vrea
nu știu ce vrea, de fapt România. România vrea, dar politicienii nu vor pentru România. Fuga pentru de muncă, o companie ca asta. Fuga de muncă e un sport național la noi, uh-huh. Așa. Secret este munca, seriozitatea și ar munca. Bun, și de aia ca să găsiți piețe, ce, cum procedați? Că e clar că la, să dați de mâncare la 2000 de oameni, trebuie găsite contracte noi. Sigur. Călătoriți, căutați dumneavoastră, bateți la ușile companiilor, statelor, cum procedați? Dacă mă sunați de 5 ori într-o săptămână, o să vedeți că sunt în 5 țări diferite. Contractele la noi se obțin foarte greu, dar atunci când obții un contract, ai de lucru 3 ani, 4 ani. Aha. La... Dar de ce se obțin greu? Nu oferă credibilitate în România? Nu vorbesc de noi. În general. În general, în general, pentru că licitațiile sunt destul de rare. Căile ferate sunt deținute în general de stat și mă refer în mod deosebit la transportul feroviar de călători, uh-huh. Care este subvenționat în toată lumea. El este și o formă de protecție socială. La Anglia a încercat, a privatizat calea ferată, transportul de călători timp de 11 ani, a ajuns într-un stadiu deplorabil. Așa, e o greșeală lui Margaret Thatcher. După care a fost preluat iar... Am înțeles. Și atunci vreau să vă întreb ceva. Când participați la licitații în afara țării, sunteți discriminat ca și companie românească? În Europa, da. În Europa, da. În Europa, da. În cum, la frații noștri la din Uniunea Europeană? La frații noștri suntem... așa, ușile se închid. De fapt, ceea ce se întâmplă în Europa... Mie nu mi se pare anormal. Mie mi se pare ca fiecare țară să-și apere firmele și producătorilor. La noi nu se întâmplă. Oricine vine în România poate face orice, cu condiția să nu fie român. Deci, asta e grav. Asta n-am înțeles-o niciodată. Eu repet, niciodată n-am înțeles cum poți să-ți faci rău propriei țări și propriilor cetățeni. Dau și exemplu de la Brașov, unde și acolo s-au produs camioane, se pot produce camioane, autocare... Și primăriile cumpără din Turcia sau din Germania sau de oriunde altundeva, numai de la noi nu. Sigur, ăsta e rău și partea proastă care este... deci rămânem din ce în ce mai puțin contribuabil, că ne supărăm într-un fel că ne cresc taxele. An de an dispar firme, așa. Și atunci, sigur că sunt și alte soluții, numai că la noi, după opinia mea, nu criza economică sau criza financiară, criza de idei și criza de performanță și criza de profesionalism. Dacă ne uităm, de exemplu, pe PIB-ul din 97-98, anul de boom, o să vedeți că PIB-ul varia foarte, foarte puțin. Uh-huh. Așa. În schimb, consumul a crescut, costurile societății au crescut de la an la an, iar munca n-a prea crescut. Munca n-a prea crescut. Și într-o țară în care milionari sau miliardari, cum vrem să le spunem, în proporție de 85% au făcut bani mutând de colo-colo și numai 12% produc plus valoare, într-o asemenea țară nu putem trăi bine. Lozinca asta cu dăm, fără să particip cu nimic, mi se pare... Asta zic că, practic, profitul la o companie de construcții, de producție în toată lumea, numai în România, nu este un profit mare. Adică, când ai 2000 de angajați și lucrezi, care e marja de profit cu care lucrați, să zicem, la vagoane? Cât la sută? 10%? Cred deci, că nu se mai e. În România am lucrat și cu profit zero. Numai ca să ținem oamenii, să le dăm de lucru. În afară obținem profituri. Haideți să vedem cum arată aceste tramvaie care... N-ați dat niciun tramvai în România? Nu. Acum suntem într-o licitație. Dar e domnul Falcă, vrea să fie președinte a României. Nu a cumpărat măcar în Arad, de la muncitorii arădeni, un tramvai. Să vedem, dar până la domnul Falcă, domnul Boc a cumpărat tramvaie de la polonezi. Nu de la noi, cu toate că tramvaiul nostru este mult mai performant decât cel polonez. Deci a zis că e tramvaiul cel mai performant din punct de vedere al consumului? Cel mai economic.
Super tare ziua de azi. Și încă ceva la noi. Spuneți că licența Siemens obligă să aveți calitatea sub standardul foarte puternic. Trenul săgeată albastră, dacă l-ați văzut. Da, e Siemens, nu? E făcut la noi. Eina, da? Da. Cu licență Siemens? În colaborare cu Siemens, așa. Tramvaiul făcut în Germania nu se deosebește absolut cu nimic. Nu o să găsiți nimic modificat sau altfel vizibil decât dacă o să vă uitați pe șasiu. E o plăcuță fabricată la asta, dar în rest este identic. La fel și tramvaiul este... Incredibil. Știți care e treaba? Eu am spus-o de mie de ori. Dom'le, între a da de mâncare muncitorilor polonezi și a da de mâncare muncitorilor români, eu nu am voie, da, să dau de mâncare altora când ai mei mor de foame. Dom'le, dacă era Dubai în România, sigur că spuneai să-i ajutăm pe frații polonezi, pe frații, nu știu, ruși, pe toți frații, dar în condițiile în care, nu... Este incredibil, n-am ce să comentez. Vă dau un exemplu. Auzim cu toții de marele secret polonez. Secretul polonez, Polonia. Da. Nu-i niciun secret. Polonezii sunt patrioți, țin cu țara lor. Polonezii își acoperă 80% din necesar, din intern. Dacă au nevoie de un produs și nu-l fabrică, au grijă ca să constituie, să inventeze un producător. Așa, ăsta e secretul polonez. La noi, tot ce e din țară e rău, tot ce e de afară este bun, oricât de prost ar fi. Deci, asta e mentalitatea cu care ne confruntăm de 20 și ceva de ani. Eu am intrat în afaceri în 90, imediat după apariția decretului 54, dacă vă mai amintiți, în aprilie. A fost înainte de legea 31, la, nu? Că era da. În ianuarie, în februarie a fost decretul. Așa, s-a fost în aprilie. Așa. În toată perioada asta nu ne-a sprijinit nimeni, dar a încercat să ne bage pumnul în gură tot timpul. N-am beneficiat de niciun ajutor, de niciun fel, de nicio facilitate până astăzi. Mai mult, ați văzut câți salariați avem. Nu câștig nimic din țară. Aduc bani de afară, așa, și comenzi de afară ca să le dau de lucru, pentru că oamenii ăștia n-au altă sursă de trai și pe lângă ei, vedeți, am 1000 de salariați în fabrica de vagoane din Arad, dar pe lângă ei mai sunt 10.000 pe orizontală cu care colaborez. Cu familiile lor. Exact, da. Interesul național până acum a fost doar o lozincă, n-a interesat pe nimeni. Am sperat că în guvernarea asta va reprezenta ceva. Deocamdată nu vă dau eu un exemplu. Știți ce s-a întâmplat? Vă dau eu rapid o știre de ieri, de alaltieri. Primul ministru Victor Ponta a fost în Turcia. Da? S-a întâlnit de două ori, a fost în Turcia. Deci, într-o lună a fost de două ori în Turcia și am înțeles că o să meargă în fiecare săptămână de azi înainte. Ce se întâmplă? Un constructor de drumuri, nu mai știu care, din Moldova, Umbrărescu, da afară 1000 de muncitori pentru că nu mai are ce să muncească, da? El fiind în zonă de acolo unde trebuia să construiască o centură și a venit în schimb o firmă din Turcia care a câștigat brusc, vezi doamne, peste noapte să facă ei drumuri pe aici. Păi în Turcia să te duci tu să le faci drumuri turcilor, nici nu calci pe pământ turcesc, nu de la aeroport te urcă ea în direct într-un avion invers pe România. Pentru că orice țară, mai ales Turcia, își protejează interesul național. Polonia, o firmă din Polonia e în licitație cu noi acum la Arad, că ați adus vorba de Arad. Nouă ni s-au cerut, nouă în România, consultantul străin, care așa, ne-a cerut tot felul de documente așa, pentru promovarea în etapa a doua. Pentru polonezi, ea n-a depus nimic, decât a spus, da, îndeplinim, da, doar așa, fără să depună niciun document. Deci sunt favorizați polonezii în țară la noi, așa. Ce se întâmplă? În Polonia, întâmplarea face că acum se derulează și acolo o licitație de 30 de tramvai la Varșovia. În caietul de sarcini din Varșovia, la condițiile tehnice, sunt trecute toate condițiile tehnice ale firmei poloneze, de nici polonezii, nici firma poloneză, nu știu să-și o scrie așa de corect, cum mi-au scris-o autoritatea din Varșovia. Noi am întrebat, dom'le, tramvaiul vostru este un tramvai din anii 75, deci de concesiat. Noi, care avem un tramvai modern, cu consum de jumătate față de mă refer la consum de energie, cu podeaua complet coborâtă, cu uși conforme, cu ultimele normative,
putem participa la licitație? Răspunsul a fost scurt. Se respectă condițiile din caietul de sarcini. Adică nicio șansă. Nici măcar să ne înscriem. Deci, ăsta e secretul polonez. La noi, oricine vine, așa, este favorizat, tot felul de facilități, așa cum spuneați și dumneavoastră, aminteați o firmă mai devreme, în schimb, noi românii, nu numai că n-avem, că suntem defavorizați în țara noastră, suntem și blamați de toată lumea. Păi nu, dar vă spun că știți că e treaba un stat care nu cumpără de la tine nimic, în condițiile în care tu exporți în mai multe țări civilizate ale lumii, e și o reclamă proastă pentru firma noastră, adică statul vă aduce prejudicii, că o să întrebe doamna Merkel în Germania, bă, dar noi când luăm trenuri și vagoane de la domnul Blidar din România, cum noi statul german luăm și statul român nu? O fi ceva, nu? Adică nu spui întrebări? Vreau să vă spun că firme germane ne solicită să mergem în asociere cu ei în anumite licitații, pentru că noi avem prețurile bune, mai mici. De exemplu, chiar la tramvaiul ăsta, noi îl facem cu 1 milion de euro bucata, mai ieftin decât... 1 milion de euro? Cu 1 milion de euro bucata. Bucata. Da. Deci dacă ea cumpără 10 bucăți... Dar nu contează. Nu contează. Suntem firmă românească și... Și atunci trebuie să vă asociați cu diversi parteneri ca să puteți să treceți de bariera asta. Sigur. De exemplu, în America de Sud, la licitație, am participat alături de marile firme. De fapt, în lume sunt 3 mastodonți în domeniu și alte firme mai mici care produc. Eu, după ce am preluat această firmă, n-am vrut să reinventez roata. Așa. Chiar și cu tramvaiul ăsta, avem un proiect al nostru, așa, un tramvai care a fost mult mai ieftin. Dar una este un tramvai Siemens, așa, luat după făcut după o licență, așa, care a dat rezultate, și alta să vii cu un produs pe care nu l-a văzut nimeni, nu-l cunoaște nimeni și nu are nicio recomandare. În America, la licitație, tramvaiul nostru, din toate punctele de vedere, a luat notă maximă. Mă refer la oferta noastră privind un vagon model de ganator. Ceilalți, mari mastodonți, au ofertat cam tot ce am ofertat și noi, dar prețurile lor au fost de cu 80 sau 110 mai mari decât ale noastre. Și chiar unul dintre mari competitori a contestat câștigarea de către noi și răspunsul brazilienilor a fost dacă admit că voi aveți o calitate cu 10% peste Astra, prețul este cu 105% peste. Deci vă dați seama, adică încă o dată și ceva la... Dar nu e diferență nici de... Da. Nu, și brazilienii nu-și permit acum, pentru că ei sunt obligați să ofere transport, iau și o creștere economică și știu că trebuie să-și cheltuie banul cu mare precizie, nu să arunce banii, pentru că iau o țară mare acolo. Ați văzut când e un meeting, sunt 1 milion de oameni în stradă, nu ca la noi deocamdată. Brazilia e o țară imensă și bogată. Brazilia este extrem de pretențioasă în tot ce face. Ori face ceva foarte bine, ori nu face. Deci, cârpeli cu improvizații n-au loc în Brazilia. Da, eu mă bucur că ați venit la noi, mă bucur pentru că atunci când s-au schimbat lucrurile și se vor schimba, sau pentru asta, românii și telespectatorii noștri să știe că dacă în condiții atât de cumplite există brandul românești de 100, câți ani are Astra? 122 de ani. Rezistă, face. Am aici un catalog, zici că sunt de jucărie trenurile astea, cum arată, inclusiv cu saloane de lux. Ați făcut vreun vagon de tipul ăsta? Sigur. Toate sunt interioare. Interioare, incredibil. Deci vagon regal poți să faci, da? Orient Express. Ei bine, dacă în aceste condiții atât de complicate, în care statul e împotriva ta și pot și eu să dau aici să jur cu mâna pe Biblie că statul a fost și împotriva noastră și este, ca televiziune și investiții în televiziune,
Ei bine, gândiți-vă cât de bine ne-am descurcat noi românii în condițiile unui stat care nu să te ajute, că nu ne trebuie ajutorul statului, să te lase în pace, să nu-ți pună piedici, să nu-ți inventeze taxe și impozite peste noapte, că mâine o să primiți numai să vreun impozit pe șina de tren. Nu știu, habar n-am, un ceva, inventează ceva. Primim, noi avem partea noastră de fiecare dată când se mișcă. Deci că mișcă voi, sunteți noastre vizionare. Da, deci eu cred și sunt optimist că în momentul în care scăpăm de jugul acestei clase politice trădătoare, care, repet, astăzi a înființat Comisie Parlamentară pentru Pământul Fiicei Președintelui, o tranzacție privată pe care poate să o inspecteze alte organe, nu Parlamentul. Parlamentul nu are nicio treabă, va fi același fâs ca la comisiile precedente, dar cu nu știu cât timp, cu EBA, mai țineți minte, fâsuri. Dar e o temă. Ele sunt subiecte, exact, e o temă să distragă atenția opiniei publice cât timp trece legea exproprierii, fraților. V-am mai spus, dragi români, dragi proprietari, dați din gură în gură. Nu vă vine să credeți, am avut confirmarea unui senator mai devreme. Va trece tacit prin Senat această lege și între Crăciun și Revelion va trece tacit și de Camera Deputaților. Și eu vă spun ceva, eu nu o să lucrez de Crăciun, chiar nu o să lucrez de Crăciun. Unii omoară oameni de Crăciun, unii fac tot fel de nenorociri împotriva neamului, a țării, își vând țara. Eu de Crăciun nu lucrez, da? Deci țineți minte ce v-am spus, da? Mai există o șansă săptămânile viitoare până în Crăciun să vedem ce facem la Camera Deputaților. Dar chiar așa vă indiferent să vă pierdeți proprietățile? Chiar așa nu reacționați nici cum? Vreau să vă văd, uite, să vă văd 20.000 de oameni revoltați. Nu pe stradă, nu violenți. Manifestați-vă, fraților, pe site-uri, pe bloguri, dați mai departe, creați fenomenul, că rămâneți în fundul gol. Vă iau toate proprietățile. E simplu, vă poate expropria orice derbedeu care a pus ochii pe dumneavoastră. Aveți o vilă, aveți o vie, aveți un teren agricol, aveți o fabrică. Orice e decretat de 7 politicieni cumpărați că e de interes local, pierdeți proprietatea. Ieșim în stradă pentru orice nimicuri, pentru probleme serioase. La probleme serioase da, nu exact. Reacționăm. N-avem reacție. Totuși eu sunt optimist. Vă mulțumesc, vă doresc succes după Brazilia să cuceriți următoarea țară care va face campionat mondial, că se vor plimba toți în trenurile dumneavoastră și vor vedea ce înseamnă Made in Romania. Scrie pe undeva că sunt făcute în România? Sigur. Sigur. Bun. Mulțumesc, succes mult, într-adevăr, un contract care va face o bună reclamă României în Brazilia anului viitor. Să sperăm că băgăm în trenul ăsta și echipa națională mâine. Vedem. Hai România! Dar deocamdată luăm o scurtă pauză publicitară, ne întoarcem cu ultimele două subiecte. Am revenit, suntem în direct. Promovăm, jucăm la mai multe capete, cum se zice. Încercăm să căutăm soluții și oameni pentru viitorul acestei Românii. E adevărat că o parte din vină o avem și noi, că am promovat oameni în ultimii 13 ani de când e nașul, care ne-au dezamăgit, ne-au trădat, ne-au vândut. Dar e bine să fim optimiști. Încercăm să găsim oameni peste tot. Dar nu uitați că și platforma civică Nașu TV, o găsiți pe www.nașu.tv, în curând va elabora setul de valori, de criterii, principii sub care sau pe care va trebui să bazăm viitorul acestei Românii. Nu mai merge cu compromisuri. Invitata mea din această seară vine din nordul țării, este președinte de partid, un partid nou, dar are experiență în politică, fiindcă doamna a ales să plece dintr-un partid vechi, să aleagă un partid nou și o să o întreb de ce. E vorba de doamna Laura Bota, președinte al partidului Mișcarea Populară. Să rămână. Bună seara dumneavoastră și celor care ne ascultă. Vă mulțumesc pentru invitație. De ce ați renunțat la PDL și ați plecat la acest partid care e la început? Nu știm ce o să... Indiferent că e tutelat de ditai șeful statului, nu știm ce va face acest partid. E posibil chiar să eșueze lamentabil. Care a fost decizia? Așa este, dar fiecare partid care este mare acum a fost mic cândva. Am plecat din Partidul Democrat Liberal după 8 ani de muncă,
pentru că viziunea mea nu mai coincidea cu viziunea conducerii locale și naționale al Partidului Democrat Liberal. Pentru că, din păcate, nu mai puteam să continui proiectul politic și lupta împotriva USL din această formațiune politică. Pe cum? La nivel local l-au bătut palma cu USL-ul? Da, bineînțeles. Cum PDL la nivel local a bătut palma, la satul mare a bătut palma cu USL? Da, președintele Partidului Democrat Liberal Municipal era angajat la Consiliul Județean, unde este președinte PNL. Da, are de tot. Cum angajat al? Consiliul Județean. Într-o funcție de conducere. Mm-hmm. Da, bun. Poate să fie o coincidență, dar ați văzut și apropieri între partide? Adică acel președinte de partid de PDL, ați văzut că duce partidul, se iau decizii în comun cu cei de la USL? Partidul Democrat Liberal în satul mare este un partid în opoziție, care nu face opoziție. Este un partid care încearcă probabil să-și facă temele, dar nu iese cu nimic în evidență. Mm-hmm. Bine, să vă spun ce, nici la nivel național, în afară de alegerile interne, nu am văzut nicio opoziție de la PDL. Mai au niște simpozioane, dar uite, acum eu stric de... Dumneavoastră știați de legea trădării naționale? Ați auzit de legea exproprierii? Prea puțin. Păi, vedeți, eu trag urlu, țip și n-am văzut pe nimeni din opoziție să zic că stai, domne, în afară de Nicolae Vlad Popa, senatorul, e PDL, dar el e mai degrabă cunoștință de-a mea și este senator de la Brașov, da? Și am mai vorbit cu Banias la un dat tot într-o intervenție, pe care i-am rugat omenește, fraților, verificați ce se întâmplă cu legea asta băgată pe șest. Bun, dumneavoastră, credeți că femeile au o șansă în politică? Bineînțeles, cu certitudine. Eu nu cred. Până acum n-au dovedit că au o șansă. Nu puteți spune că n-au dovedit. Au fost unele care au dovedit. Da, dar puține exemple, adică să pot să generalizez puține femei. Chiar și dumneavoastră, uite, după 8 ani renunțați să vă mai bateți acolo în interior și mergeți la Mișcarea Populară. Aici sunteți președinte. Da, nu trebuie să uităm faptul că demonstrându-mi abilitățile și în dorința de a, și în voința sinceră de a face bine, am plecat la un partid care nu este la guvernare. Am plecat la ceva mult mai greu. Deci, asumându-mi acest lucru, consider că este un gest de curaj. Puteam să stau liniștită în PDL și așteptând să treacă timpul. Dar dacă și acest partid vă va dezamăgi, așa cum v-a dezamăgit PDL-ul? Nu cred acest lucru, pentru că cred foarte mult în președintele Traian Băsescu, pentru că în urmă cu 8 ani, când am intrat în acest partid, în Partidul Democrat, am intrat pentru dânsul. Pentru că am vrut Dar să ce v-a cucerit la Traian Băsescu? Că a zis pentru el. Deci n-ați intrat omul pentru politic. El. Nu, atunci am intrat pentru el. Omul politic. Tot acest lucru l-am simțit și în momentul în care Emil Boc a fost la conducerea partidului. N-am mai simțit acest lucru, din păcate, în momentul în care domnul Blaga a revenit sau a devenit președintele partidului. Dați-mi și mie câteva... Știți ce se întâmplă? Eu am avut naivitatea să cred în niște oameni politici. Întâmplarea a făcut să mă și întâlnesc cu președinți, cu miniștri, cu toată viața asta am făcut. Și pe cuvânt că pe toți am crezut. Nu mi-am crezut, cel puțin la început, când vorbeau frumos, aveau idei. Chiar i-am crezut. Ca să constat că, de fapt, nu doar pe mine, ci pe toți românii ne-au păcălit cam toți. De ce credeți că asta e evoluția sau involuția celor care ajung șefi în țara asta, să ne păcălească? Că ăsta e și sentimentul legat și de Traian Băsescu, și de Emil Constantinescu, și de premierii pe care i-am avut. Cu tot respectul, nu cred că putem spune chiar despre toți oamenii politici că ne-au păcălit. No. Eu cred foarte mult în acest nou proiect politic, unde, într-adevăr, suntem un altfel de partid, unde încercăm să schimbăm lucrurile. Sigur, suntem mici, dar vom crește. Deci, nu cred că puteți să generalizați lucrurile acestea. Și pe ce vă bazați? Adică, de ce spuneți că e altfel de partid? Dați-mi câteva elemente așa din interior. Pentru că în acest partid noi
chiar promovăm valorile, promovăm tineretul, chiar și femeile, cu adevărat, pe criterii, pe valori. În acest partid am întâlnit oameni cu respect față de tradiții, de muncă, de valori, chiar și de familie. În acest partid, toată lumea, fiecare membru, indiferent de funcția sau de poziția pe care o are, are dreptul la cuvânt și un loc unde se poată munci. Să știți că în acest partid, într-adevăr, este o atmosferă de prietenie oarecum. Ați găsit așa cum era atmosfera asta și când ați intrat în Partidul Democrat? În urmă cu 8 ani, atunci când am intrat, sigur, da, era această armonie. Deci 8 ani era imediat după, în 2005, probabil, da, nu? Da, corect. Bun, dar de ce s-au deteriorat? De ce credeți? Pe bătălia asta între Traian Băsescu și Vasile Blaga, credeți că de aici s-a schimbat atmosfera în partid? Cu regret o spun. Cred că în acest partid a început o bătălie internă, au început să se facă opoziții între ei. Bisericuțe. Da. Și atunci lucrurile s-au deteriorat. N-am mai ținut cont de statut, de doctrine, absolut de nimic. Iar pe mine acest lucru nu mă mai motivează. Și asta s-a întâmplat nu doar la nivel central, ci și la nivel local? Să propagă chestia asta când se întâmplă la nivel central, da? Bineînțeles, știm cu toții. Ora exactă se dă de aici, de la nivel național. Dacă mâine ați fi președinte sau prim-ministru, ce credeți, care ar fi măsurile urgente de luat? V-ați gândit vreodată la treaba asta? Adică atunci când o femeie, care e și medic, care și ar avea ce să facă, intră în politică, e clar că vrea să schimbe ceva. Mă interesează ce ați vrea noastră să schimbați rapid și ați putea să schimbați? În calitate de medic nu pot să mă țin. În primul rând aș face reforma sănătății, care trebuia făcută în urmă cu 20 de ani. Reforma educației, care n-a fost terminată. Vedeți dumneavoastră, la ultima rectificare bugetară, reforma Ministerul Sănătății a rămas fără 54,5 milioane de lei. Or, guvernul acesta cu bună știință induce sistemul sanitar într-o comă indusă, cu bună știință. Sistemul sanitar o să intre în colaps. Dacă lăsați că au luat serviciile, au luat jandarmi, e bine. E bine. Inducem coma mai repede cu niște bastoane de la. Dar e grav, cu bună știință? E grav. Eu cred că totul e cu bună știință. Cred că totul e cu bună știință. Și sunt niște interese ascunse, din păcate, în acest minister. Și în aproape toate. Deci v-ați ocupat de educație, sănătate. De, în primul rând. La satul mare ce credeți că le lipsește? Ce lipsește orașului acolo? Educație, în primul rând. Satul Mare este un oraș micuț, frumos, cu oameni calzi, dar din păcate totul a rămas pe loc. Nu am evoluat deloc. Am avut primari UDMR, 20 de ani, care n-au făcut nimic. Avem acum primar PSD. Încă nu am văzut niciun fel de schimbare. Oamenii au rămas cu același metehnie al trecutului. Sănătatea, nu mai spun, este voce critică. Nu credeți că și noi toți suntem de vină pentru asta? Că eu am impresia că uneori nici noi nu prea vrem să se facă o schimbare reală. Și știți unde vă dau exemplu? Eu, nu vă supărați pe mine, eu acum m-am decis, pentru că nu prea am ofertă electorală, da? Să ori să stau acasă, ori să votez orice altceva decât partide și oameni din partide. Că am impresia că sunteți prizonieri. Nu cumva asta faceți când intrați într-un partid, cu toate ideile bune, cu toate planurile bune, ușor, ușor ajungeți să deveniți prizonier al partidului. Nu vi s-a întâmplat? Cu tot respectul, am să vă contrazic. Spre plăcuta mea surprindere, pot să spun că zi de zi, la sediul partidului Mișcarea Populară din Satul Mare, vin oameni noi, care n-au mai făcut politică nicio oră, nicio zi. Am crezut și eu, așa ca și dumneavoastră, că oamenii s-au săturat de politicieni și de politică. Uitați că nu este așa.
Da? Interesant. Avem 116 sedii deja. Zi de zi lansăm sedii. În județul Sate Mare. Nu. În sedii țară. De județ de... Așa, în țară. Zi de zi vin oamenii să se înscrie. Oameni care n-au făcut politică. Interesant. Deci n-aș putea spune. Bun, vreau să vă întreb puțin că avem un telefon, da? Apropo de politică, așa cum politicul vrea să confiște tot, știți foarte bine, meciul Grecia-România a fost transmis de televiziunea RTV, televiziunea prietenului de shopping și concedii a primului ministru, a proprietarului, da? Deci proprietarul RTV, Sebastian Ghiță, este parlamentar PSD și este tovarășul de shopping în Dubai și excursii cu avion privat al premierului Victor Ponta. Înainte de acest meci, au fost niște intervenții în primul sfertul de oră de dinainte de meci, au fost Dragnea, Liviu Dragnea, Zgonea, președintele Camerei Deputaților, a mai fost ăsta micul de la externe, Titus Corlățean și evident Victor Ponta ca o divă cu câteva secunde înainte. Cătălin Tolontan a scris un editorial pe această temă, foarte bun, foarte decent, cum Marica, atunci când Marica îl deschide, sau când Ponta îl deschide pe Marica, să nu greșesc. Era o aluzie la faptul că mai avea un pic Victor Ponta, intra în teren și era cel care dădea lovitura de începere. Pentru acest lucru, Cătălin Tolontan a fost bine muștruluit pe site-ul RTV, ca să spunem așa, în presa de partid. Și eu îi spun lui Cătălin Tolontan, bine că nu te-a chemat Sebastian Ghiță, Cătălin, să-ți dea și niște lecții, așa cum a făcut în urmă cu o lună, cu toți ziariști, în celebrul interviu din evenimentul zilei. Bună seara, Cătălin Tolontan! Bună seara! Pe mine nu m-a deranjat foarte tare critica lor. De fapt, nu știu a cui a fost. Nu dau seama dacă acel om există cu adevărat. Nu m-a deranjat pentru că am un principiu mai vechi. Când ești jurnalist și critici pe ceilalți, trebuie să-ți asumi lucrul ăsta și din când în când devii și tu obiect al criticii celorlalți. Colegi, nu-l mai aud în studio, mai sus un pic. Cred că e sănătos ca din când în când să fim și noi criticați, nu doar să criticăm. E sănătos pentru fiecare dintre noi, pentru că greșim, uneori abuzăm de opinie, suntem poate prea radicali, prea împuciuitoriști în alte situații. Deci nu m-a deranjat atacul. Ce mă, pe de-o parte mă amuză și pe de-altă parte mă deprimă, ca să fiu foarte sincer, este exact ceea ce spuneai și ceva mai devreme. Adică am ajuns în situația în care mă gândesc serios cu cine votez data viitoare. Pentru că există un set de relații din ce în ce mai evidente, surprinzătoare, dar cum să spun, evidente, între aproape toate figurile cheie din zona asta mediatico-politică, să-i spunem așa. Adică între Niro și Sebastian Ghiță este o legătură, între Sebastian Ghiță și Elena Udrea este altă legătură. De fapt, ei aparent sunt competitori politici, dar când e vorba de anumite interese, sunt toți în aceeași tabără, astfel încât inclusiv chestiunea asta cu meciul. De exemplu, a explodat pe anumite site-uri reacția împotriva politizării partidei, că despre asta vorbim, politizarea unei partide de fotbal, transmisiei unei partide de fotbal. În alte părți n-a putut intra, surprinzător, alte părți care critică puternic PSD-ul, dar totuși când a fost vorba de realitatea de România TV, iertați-mă, n-a putut fi criticată. Prin aceste legături umane, de business, politice, nu știu cum Dumnezeu să le spun, care se manifestă în continuare în România. Cătălin, pe mine însă altceva m-a speriat. Într-un postscriptum ai atenționat politicienii, sau poate și pe alții, de faptul că intimidările la adresa colegei tale, dacă s-au dorit a fi intimidări, nu vor avea niciun succes și voi veți merge cu anchetele și cu investigațiile până la capăt. Poți să ne spui mai multe? Nu vreau să spun eu mai multe. Tu ai avut-o pe Mirela în studio, ai văzut și tu. E un om extrem de curajos, lucrăm împreună de peste 16 ani. Niciodată n-a venit cu o chestie ca asta, așa cum mi-a povestit-o. Era chiar în seara dinainte de meci. Când eu mă uitam la derularea PSD-ului de pe România TV, ea pățea o treabă. Nu vrem să detaliem acum, dar este o legătură între ceea ce urmează să scriu în perioada, să scriem, iertați-mă, în perioada următoare și ceea ce i s-a întâmplat ei. Pentru că ancheta de la Gala Bute e de fapt o poveste sistemică, gravă,
politico-bancară de business care are legătură cu mai multe zone din România, nu doar cu, să zicem, PDL-ul sau cu Ministerul Irenei Udrea din momentul respectiv. Nu. E o chestie mai amplă care are legătură cu felul în care se sifonează banii în România și banii europeni și bani de la buget și așa mai departe. Deci sunt foarte mulți cei deranjați de zona asta, mai mult decât ne-am așteptat și noi inițial, dar mesajul nostru este clar. Avem informații, o parte dintre ele le-am publicat, o parte dintre ele, cea mai interesantă, urmează să fie publicată, nu avem cum să ne oprim, nu vrem, nu ne lasă meseria și nici nu avem chef să ne oprim. Nu, Cătălin, dar știi ce cred? Că noi din decență de multe ori nu vorbim și de ceea ce ni se întâmplă în spate și să știi că astăzi, când, ieri sau când am citit, nu, azi am citit upgradarea la articolul tău și am văzut acum acest postscriptum, să știi că m-a pus pe gânduri, că mă gândesc că poate că și eu ar trebui să vorbesc de toate nenorocirile care ni se întâmplă în culise, despre care din decență pentru public nu vorbim, despre cum suntem căutați, filați, verificați și așa mai departe. Și să știi că m-ai pus pe gânduri. Eu cred că n-am să mai tac și într-o bună zi voi spune tot. Păi n-ar fi rău să spui și tu tot, pentru că inclusiv în atitudinea ta din ultima vreme am văzut o exasperare și, cum să spun, deja nu există personaje tabu, nu mai există. Adică scena politică e atât de murdară în momentul ăsta, încât cred că ar trebui să începem încet să vorbim. În cazul Mirarei n-a fost vorba de filaj, că filajul e obișnuit la noi, știam că suntem filați, cunoșteam povestea cu telefoanele și așa mai departe. Mi s-a spus clar. Și știm și când am fost filați și de ordine cărui om politic am fost filați înainte și așa mai departe. Știm cine ne urmărește acum, știm care sunt facțiunile serviciilor secrete scăpate de sub control de către serviciile secrete, pentru că oamenii ăștia se ocupă doar de business în momentul ăsta, unii dintre ei. Da. Știm, însă aici s-a mers prea departe, adică la Mirala s-a mers un pic prea departe, dar repet, nu e momentul să vorbim acum despre episodul ăsta, așteptăm să publicăm lucrurile, pentru că chiar dacă tu ai dreptate, mai important decât ce ni se întâmplă nouă sunt faptele pe care noi le descoperim. Și ele vorbesc dincolo sau dincolo de orice întâmplare a noastră. Când dar faptele vor ieși la iveală, ele vor perplexa pe foarte multă lume în România și în Europa, ca să, cum să spun, să spun asta la magnitudinea reală, nepătimașa a lucrurilor. Nu, va, și fi eu, un scandal, eu... va fi un scandal european în momentul în care vom publica ceea ce avem de publicat despre Galabude. Eu doar o mică observație aș face, nu e exasperare la mine, eu pur și simplu nu mai am răbdare. Eu știu că am o vârstă, nu o să trăiesc 1000 de ani cum cred toți hoții și bandiții și chiar nu mai am răbdare, Cătălin. Dacă putem să contăm cu ceva, eu cred că ar trebui să punem și noi toate cărțile pe masă și să nu-i mai scutim pe toți golanii și derbedeii care pe bani publici, pe banii noștri, ne șicanează, ca să nu spun mai multe. Am înțeles, să așteptăm decizia Mirelei și când va dori să vorbească, voi știți că aveți unde, oricând Nașul TV, printre alte puține platforme, o platformă liberă. Ca să încheiem totuși mai optimist sau pesimist, ce spui despre meciul de mâine? Eu spun că avem o șansă. Eu spun că avem o șansă și cu riscul de apărare ridicol, cred că echipa națională a României are o șansă încă de calificare și sper că... Vreau să-i văd pe greci în fața 55.000 de spectatori români. E o postură pe care chiar și ei, jucători cu experiență, nu au avut în ultima vreme, dar pentru asta va trebui totuși să avem caracter ca echipă. Adică e timpul ca, așa cum am titrat astăzi pe pagina Telegrafei Sporturilor, generația această Facebook de fotbaliști digitali care sunt foarte ironici și inteligenți, ai noștri vorbesc, da? Pe Facebook ar trebui să-și dea un pic de sudoare și de sânge pe teren. Dăm voie să fiu și eu puțin ridicol alături de tine, să spunem hai România, o seară bună, Cătălin. Numai bine, o seară bună. Da, adevărat e că puteți găsi și la noi. Am postat poza, caricatura lui Mutu la adresa lui Pițurcă, Pițurcă Mr. Bean. E interesantă caricatura. Eu dacă aș fi Pițurcă, aș râde. Evident, Pițurcă n-a râs la gluma lui Mutu și Mutu, cât e Pițurcă, nu va mai vedea naționala decât în aer. Pe de altă parte și Mutu era mai bine să joace fotbal și nu să facă aceste caricaturi. Bun, suntem la final. Femeile au ultimul cuvânt, să sperăm. Asta e întrebarea și preocuparea mea și a lui Cătălin Tolontan și a generației noastre de ziariști, să spun, măcar curați și naivi. Da?
cum naiba s-a ajuns la întrepătrunderile astea politice? Cătălin a vorbit de transpartitismul ăsta. Dumneavoastră vorbiți de ce se întâmplă la satul mare. Ce îi unește pe toți? Banul, nu? Interesul, business-ul, afacerea, nu? Bineînțeles, interesele proprii. De aceea am plecat din PDL. Pentru că nu se mai urma niciun fel de doctrină, niciun fel de statut. Toată lumea își urmărea interesul propriu. Și vreau să vă mai răspund la o întrebare, nu mă pot abține, am văzut ce scrie, de ce fac femeile politică? Trebuie să știți. Că s-au săturat să spele vasele, să gătească, nu? Să crească copii, nu, lumea. Nu, pentru că o femeie care își asumă un lucru, nu își află liniștea până nu duce la bun sfârșit o misiune aleasă și asumată. Foarte frumos ce spuneți, dar încă o dată vă spun. De aceea fac femeile politică. Chiar și cei care înaintea dumneavoastră au vorbit frumos, au vorbit la fel la masa asta. Eu m-am uitat în ochii lor, eu ca fraierul sau ca prostul sau ca naivul, am zis, bă, ok, e ok. Dar astăzi când mă uit în ochii dumneavoastră, să știți că am o rezervă și o țin tot timpul. Nu mai sunt dispus să cred oamenii doar pe cuvinte, vreau să-i văd la fapte. Ori la fapte să știți că m-au dezamăgit toți. Cu siguranță vă veți uita peste o mică perioadă de timp în ochii mei și veți vedea că oamenii și politicienii din Mișcarea Populară sunt diferiți și veți avea mai multă încredere în noi. Acordați-ne puțin credit. Nu suntem perfecți, da. Doar perfectibili. Ce să zic, nu-mi cereți mult, dar eu vă spun că o țin pe-a mea. Eu cred că în curând oamenii se vor veni toți pe platforma civică Nașu TV. Eu cred că vor reuși politicienii să-i gonească pe toți. Deși tare mi-aș dori să aveți dreptate în ce spuneți. Ia să facem presa locală, să vedeți ce mai zice lumea. Pandurul la Târgu Jiu. 10 de persoane pe statele de plată ale parlamentarilor din Gorj. Cadou. Apropo, eu cred că în fiecare seară de presa locală, 5 din 10 titluri sunt cu furăciuni. Botoșeneanu. Control ordonat de ministrul agriculturii la Apia Botoșani. A sosit un membru al corpului de control al ministrului agriculturii. Ce dreptate o să se facă acolo la Botoșani. O să curgă dreptate și lapte și miere. News Arad. Peste 400 de șoferi vitezomane au fost amendați la sfârșitul săptămânii trecute. Ardeți-i, luați-le banii vitezomanilor. Evenimentul regional de Moldova. Palate vândute la mica publicitate. Ce palate fi asta? Nu-s palate, conace sau reședințe prezidențiale din Iași, care astăzi nu se mai regăsesc pe o listă a monumentelor istorici. Interesant. Universul Argeșan. Chestorul Dan Fătuloiu demis din MAI. Traian Băsescu a semnat decretul de revocare din funcție. Fătuloiu nu-i tipul ăla care luase, îi se oferise o șpagă în două jeepuri în parcare? Ele, nu? Praful s-a ales de dosarul ăla. Praful. Au trecut ani de zile și praful s-a ales. Nu știm nici ce a pățit ăla care a dat șpaga și nu știm nici dacă șpaga a fost primită pe sfert, pe jumate sau deloc. Asta e justiția din România și... Obiectiv de Brăila. Stancu a renunțat la licitația pentru închirierea terenului SCDA. Nu știu cine e Stancu. O fi vreun primar, Consiliul Județean Brăila, nu? El o fi. Gheorghe Bunea Stancu, acum e celebru. Ziarul Unirea de Alba Iulia. 10 de brazi de Crăciun din Apuseni confiscați de polițiștii din Avram Iancu. Tribuna. De Sibiu, declarat incompatibil, un ales din Mediaș va părăsi Consiliul Local. Curierul. USG se află pe un drum de țară pietruit. Să ajungem la autostradă, mai avem mult de muncit. Și replica online, mai avem două ziare, o nouă metodă pentru transportul țigărilor de contrabandă. Și la satul mare e contrabandă mult acolo. Polițiștii au rămas cu gura căscată. Ia să vedem dacă ăștia contrabandiștii fură altfel. Și că e o nouă metodă. Un român a ascuns 7.000 de țigarete din Republica Moldova într-un covor rulat. Păi asta e slabă, fraților. Covorul rulat. N-a fost inspirat. Da, de asta am scris eu acum vreo 20 de ani articole despre covoare rulate. Aduceau și oameni, aduceau balerinele din Republica Moldova. Alea de trebuiau duse la produs, le rulau un covor. Bun.
Gazeta de Sud. Cum au spart craiovenii cea mai păzită frontieră din lume? Tare de tot. Granița dintre Statele Unite și Mexic. Uite, mai mulți lideri din lumea interlopă a Craiovei. Tare de tot. Citiți în Gazeta de Sud. Vă doresc să ajungeți președinte de Consiliu Județean Satu Mare. Să faceți ordine la Satu Mare, pentru că Satu Mare, eu sunt adoptat de Țara Moților și de Țara Oașului. Și ca să ajung în Țara Oașului, merg pe cele mai proaste drumuri pe care le-am întâlnit în vreun județ de când sunt eu prin țară. Așa este. Da? Cele mai proaste drumuri din România sunt în județul Satu Mare. Da? Și de la aeroport, ca să ajungi până în Țara Oașului, tot ai probleme. Așa este. Ne revedem mâine seară, colegii. Avem o ediție specială mâine seară. Să fiți iubiți!